thank <laughs> you Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius! O nouă rundă de întrebări după care încercăm să facem zoharul. Da. Dacă se poate. Și discutam puțin înainte de emisiune despre faptul că bărbații nu au încredere în femei. Datorită faptului că au în gena lor acolo un program care le arată că din dintotdeauna au fost înșelați. <coughs> și au frică. Plus că femeia este frumoasă, este atrăgătoare și au frică, au o frică ancestrală în ei. Frică care îi face să nu se ducă cu totul spre femeie și să nu dorească, decât atunci când le ia Dumnezeu mintea, să aibă o relație de lungă durată cu femeie. Lucru asta se întâmplă la început, când sunt tineri. Da? dar că sunt reguli sociale și mai departe care îi determine să meargă în direcția asta să se căsătorească. Dar pe parcurs ei observă lucrul acesta că sunt într-o situație uh, periculoasă întotdeauna. Pentru că femeia este frumoasă și mai are 80% energie sexuală. Deci are o, o foarte mare disponibilitate de a uh, avea mai mulți parteneri pe care îi și caută. Îi caută. Și atunci bărbatul observă sau nu observă lucrul acesta. Spre exemplu, vede că vede, spre exemplu, când se întâlnește cu prietenii, vede că uh, prietena lui sau soția lui se uită la ei mai mult timp și simte chestia și simte frică. Mm -hmm. Sau poate să nu vadă, dar în același timp să se trezească în el o stare de iritare. În momentul în care se trezește iritare în el, femeia aceea, într-adevăr, se duce la alții. Când mm -hmm. e iritat, când e nemulțumit, când se ia de ea, ea zice că e gelos. Nu e, nu există gelozie, este sentiment. Deci, femeia generează chestia asta și zice că e gelos. E gelos. Mm -hmm. Nu. El simte că femeia se duce în altă parte și atunci simte frică în el. Și uh, imediat sunt programele alea din spate de, de teamă de a fi înșelat. Și în cauza asta e iritat. Nu știe de ce este iritat. Nu are vădit în minte lucrul ăsta, dar asta face. Se simte iritat, este frică și nu, nu poate să aibă încredere în ea. Deci bărbații nu au încredere în femei. Din cauza asta lor le convine o relație pasageră. Și din cauza asta, ei parcă doresc mai sex. În sine nu este așa. Ei sunt ocrutitori, Iar avea o familie. Ei întotdeauna sunt uh, uh, conservatori. <coughs> adică tipul de ei iubesc cu totul. Adică iubesc cu fidelitate femeia. Dar încetul cu încetul observă că nu se poate baza pe ea. Învață lucrul ăsta că nu se poate baza pe ea și oricând poate să-l înșele. Și apare sentimentul acesta de teamă. Pentru că vede că femeia este bine dispusă cu alți bărbați și asta nu poate să accepte bărbatul. Pe când femeia, având 80% energie sexuală, <coughs> energie teroică, energie sexuală, bărbatul are și el 20-30% energie sexuală și este foarte concentrat într-un timp foarte scurt, o dezvoltă. Pe când femeia este. <coughs> o dezvoltă altfel. Ea, ca să poată să o dezvolte, are nevoie de timp. Timp petrecut cu altcineva. Și bărbatul vede că ea se simte bine la propriul alt bărbat. Are un sentiment de aventură în ea și fixează, își fixează plăcerea, adevărul. Își fixează adevărul și dreptatea și îl absolutizează. Pentru că așa e construită să privească detaliile, să fixeze părți. Nu e ca bărbatul care îmbrățișează totul. Adică el când iubește, iubește total, adică orice ar fi și se dorește cu tot sufletul. Nu. Femeia iubește doar condiționată în măsura în care îi este frică să nu piardă pe bărbat. Atunci pornește iubirea ei. Deci nu -are, are o iubire fără condiție. O, o iubire așa, o dorire din asta totală. Nu. Având părțile alea în cap, o mulțime de condiții, dacă, nu, dacă cazi la una, te, te, te scoate complet de la inimă. E ca și când nu e bun deloc. Păi, stai puțin cât, doar una. Stii? Dacă nu-i convine de, el că de, de ceva, începe să nu mai poată să-l iubească. Deci asta este pericolul. De ce s-a realizat? Chestii? De ce a făcut Dumnezeu? Te deci să înțelege că nu e femeia de vină sau bărbatul de vină. Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca să poată să, să perpetueze specia. Deci pe Dumnezeu nu l-a interesat morala, familia, iubirea. Nu l-a interesat asta. Că toată lumea vorbește despre iubire și avem impresia că Dumnezeu e numai iubire. Nu. Pe Dumnezeu viața l-a interesat doar să-și multiplice șanse de supraviețuire. Deci a făcut femeia în așa mod încât ea să poată să cadă ușor, da? că fiind concentrată pe parte, mereu va fi nemulțumită de parte. O, o ia și o aruncă că nu e bună. Și mereu face asta. Așa face și cu bărbatul. Dacă nu este, nu, -i, nu, -i, nu corespunde la toate așteptările la toate criteriile acolo, îl poate arunca urcând Și bărbatul știe asta. Și din cauza el se înfrânează, își înfrânează natura care este de dăruire totală, pentru că este mereu decepționat și mereu. Uh, uh, îi, îi sunt înșelate așteptările bărbatului. Vorbim la general. Nu vorbim despre cineva anume. Asta, asta este femeia. Din. A, asta este. Asta e normal să fie. Așa a fost construit. Deci, Dumnezeu a făcut femeia și bărbatul nu ca să uh, uh, fie iubire, să fie familie, nimic. A fost făcută și bărbatul și femeia, ca, să, deci le-a dat o porție mare de nesiguranță. De o, o imensitate de instabilitate, de neîncredere unul în -un alt. Deci, ei amândoi. Deci, femeia, în mod natural, se uită mereu la alți bărbați pentru că are energia sexuală și este atrasă mereu și se simte bine pentru că ea face sexul prin discuție. Ea, din timp petrecut cu altcineva, este un alt tip de sex. E, ea. Nu-i convine și nu-i place sexul ăsta brusc al bărbatului, nu se incită, nu, se, nu e plăcut. Pe, plăcut pentru ea este acest sex vertical, fără atingere, făcut în mult timp cu muzurați. <coughs> Dacă e de, fapt de că se concentrează numai la părți, ea mereu are tendința să caute altul și altul și altul. Deci, de ce? Pentru că ea obține prin, prin discuție cu alți bărbați, prin flirtul acesta, ea obține mai multe, mai multe partide de sex, mai mulți bărbați. Înțelegi? Și în momentul în care ea râde, este bine plăcută bărbatului, este deja s-a realizat. E bine, bărbatul se simte în pericol, pentru că dacă ea râde cu atâția bărbați și se simte bine cu atâția bărbați, înseamnă că lui nu-i mai dă energie, aici e problema. De la, ia, la aia, la energie și nu mai de la la el. Da. Atunci este frică și atunci se ia de ea. Discuții, certuri și mai oh departe. Ea luptă și apără o plăcere. Deci. Să ne oprim un pic bărbatul când e nemulțumit de... pentru că nu primește energie, că femeia împrăștie. Se ia de ea pe orice motiv sau devine gelos. Pe orice motiv și dă în gelozie pe la urmă, că de fapt ăsta este oh, okay. este fondul mm -hmm. problemei. Se, se da. ia de orice. Da. Dar intră în spate are o chestie de gelozie. de ce? Pentru că îi atacă natura. Natura bărbatului așa a fost construită de Dumnezeu, să aibă tendința asta naturală. Vezi ce contradictie a pus în noi? Da. Uh, și la femei, și la bărbați. Uh, avem bărbații au tendința să fie ocrotitori, să aibă grijă, dar. Uh, ei nu pot să accepte să vină un pretendent. Nu, nu, pot să accepte. Dar femeia întotdeauna va căuta un pretendent. Aici e nebunia de pe lume. Întotdeauna. Pentru că ea face sexul prin, fără atingere. Deci, vertical, fără atingere. Și îl face din discuții. Cu alți bărbați, pentru că în momentul în care ea îi acordă altui bărbat atenție, râde cu el, este bine plăcută, îi schimbă intonația, deja asta, iar când face chestia, le face sex. Dacă bărbatul ar ști asta, dar știu instinctiv, probabil unii știu, Predătorii știu cu siguranță. <coughs> Și vrea să-l captureze. Pentru ce? Pentru ea. Adică, vrea să-l determine, îl pe bărbat ca să crească în el dorința. Ea se bucură de dorința, că este dorită și că este apreciată. da, Și asta îi confirmă ei că um, are putere de seducție, că oricând poate să găsească orice bărbat. Deci e o continuă dorință de a confirma chestia asta. Plus că se simte foarte bine de se realizează. Ea nu are nevoie și nu se simte, e dificil de, de trezit sentimentele, în momentul în care bărbatul vine și uh, o dorunc, tronc, vrea sex cu ea, atunci ea nu înțelege că ea întotdeauna a făcut acest sex uh, în discuții cu alți bărbați. Deci, vreau să spun că este până la noi știu asta perfect. Ce discut acum este din ceea ce am discutat cu uh, acel domn din conducerea lumii. Deci, multe din lucrurile care discutăm noi aici, de toate felurile, sunt din discuțiile cu el. Am purtat multe discuții cu el și am învățat foarte multe de la el. Deci asta este. Dacă așa gândesc ei, au institute care se gândesc, au, studiază lucrurile astea și bineînțeles că le știu. Deci, femeia întotdeauna va dori aventură. Întotdeauna este ca un can răvaș. Nu poți să ții. Este ca o pisică. Adică întotdeauna cade în picioare. Ea poate să demonstreze bărbatului orice, adică poate să-l domine. De ce? Pentru că are această, îl, îl leagă și îl ține legat pe bărbat și poate să facă ce vrea cu el, pentru că el este naiv, pentru că el dorește doar sex. Iar sexul pe care îl dorește bărbatul, ea nu-l dorește. Ea, într-un final, dacă este, se ia mintea, atunci se lasă, dar numai acestui tip de sex. Din cauza asta, ea se lasă ușor pradă altor bărbați, este capabilă. De aceea bărbatul este întotdeauna înfricoșat de chestia asta. Pentru că oricând este dispusă să se lase în, în, în urma uh, um, sexului fără atingere, adică discuțiilor lungi cu bărbați. Nu există cădere decât prin flirt. Mm -hmm. nu, altfel nu există cădere. Că dacă pornește jocul acela cu privirea, ani de zile, acolo nu mai este flirt. Acolo este dragoste. Da. Da? Da, În cazul asta, când bărbatul vede că femeia lui, în care a avut încredere să acordă atenția altor bărbați, de aia zice, zic, că ce înseamnă, de unde știi că uh, femeia uh, uh, iubește bărbatul? Când nu face asta niciodată, când nu stă la flirt, când nu acceptă discuții cu alți bărbați, numai acea femeie este o femeie pe care te poți baza și este o femeie care te iubește. Deci, ce înseamnă iubirea femeii? Respingerea celorlalți. Deci ea va iubi numai în măsura în care îi respinge pe ceilalți bărbați. Altfel nu iubește. Și el stă într-o teamă continuă, o viață întreagă și din cauza asta el își modifică. Deci luptă împotriva lui însuși. Că el a vrea să aibă o familie, să se dedice total la acelei familii, dar nu poate, pentru că femeia e variabilă. Este oșilantă. Și ea, asta este puterea, oșilarea. Asta e puterea. Ea este frumoasă, oșilantă, pentru că Dumnezeu a făcut-o așa. Nu că este ea, că vrea ea. De toate femeile sunt așa. Nu există o femeie care să nu fie așa. Toate. Te poți aștepta oricând. Deci bărbatul se, 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 se zice că se divorțează de femeia asta. Orice femeie o va lua, o va face, se va întâmpla la fel. Decât dacă femeia respectivă are multă dragoste în ea și atunci ea oprește acest joc al seducției cu alți bărbați. Deci femeia iubește bărbatul numai dacă oprește seducția cu alți bărbați. Altfel nu iubește. Deci dacă se concentrează numai pe un singur bărbat. De deci, ce? Că e problemă de energie. Ea când distribuie energia la mai mulți bărbați, ia de la ăsta la alt. Ăsta se simte văduvit de energie, nu îi se acordă atenție, este certat tot timpul, știi? Pentru că ea se simte iritată, pentru că plăcerea e dincolo. Dacă bărbatul îi zice ceva, ea va apăra, a, va apăra plăcerea cealaltă. Ea da. simte că ea este atacată, știi, dar ea, de fapt, apără senzațiile pe care le-a avut în momentele de seduție cu alți bărbați. Înțelegi? Deci, femeia este ca, deci, cum să zic eu, inițiază seducție în, în cele mai multe cazuri. Femeia inițiază seducție, bărbații. Acceptă seducția, în mod obișnuit. Dar sunt și bărbați care inițiază și ei seducție, dar sunt mult mai rari. De ce? Pentru că au energie puțină, de 20%, și nu rezistă mult timp la seducția aceasta. Că ei, din cauza asta, ei se grăbesc, așa sunt făcuți ei, se grăbesc spre actul sexual, pentru că nu pot să suporte, nu au timp, nu reușesc să tot timpul în seducție. Iar cei care stau la discuții cu femeie, să fie sigure femeile că acei bărbați vor doar sex și sunt cei mai josnici bărbați. Și sunt cei mai prădători dintre ei, pentru că numai aceia știu ce să facă, cum să facă, cum să reziste la așa ceva, pentru că ei au înținte că trebuie să... Deci ei au răbdare, pentru că știu că în capătul acestei efort continuu de seducție, de luni de zile, zi de zi, sau de ani de zile, se află momentul în care femeia va cădea. Vorbim la general. Că am spus că sunt și femei care din start opresc uh, alți bărbați. Nu discută cu alți bărbați. Deci, un prădător, uh, dacă el vrea să se căsătorească, niciodată nu se va căsători, dar niciodată trebuie să înțeleagă femeia. Niciodată nu se va căsători cu o femeie care discută cu el. Mult timp. Dacă râde, da, dacă face un dialog din acesta de spiritualitate sau religie, nu... Femeia aceea nu se poate baza pentru că știe din regulă. Dar asta face el. Știi? Deci știe precis cum este femeia. Iar, deci el, dacă vrea o femeie cu minte, femeia cu minte doar oprește. Femeia cu minte acordă energie numai bărbatului pe care îl are și nu vrea. Deci asta înseamnă iubire. Să nu vrea o discuție cu azul. Nu stă. Discută numai că întrebările sunt șmechere puse, știi? Că da, și ce, nu putem să vorbim deloc cu alți bărbați? Că suntem oameni. Așa ceva nu se poate. Nu, nu se poate. Deci discuți problema de serviciu și faci tot posibilul să o discuți cât mai repede. Și să, să termini cât mai repede, să nu stai la vorbe cu bărbații. Dar uite că femeile când se îmbracă foarte frumos, de specare, femeile despre care spuneam noi, se îmbracă pentru ceilalți ca să poată să capteze cât mai mulți, mai ales femeile acestea care au bani, ele fac sexul ăsta prin discuții vertical și nu mai au nevoie de altceva. Interesant este că acum când au venit cu mare resetare, toate măsurile restrâng totul. Re restrânge până și flirtul, pentru că îți zice stai acasă. Ai observat? Deci... Păi da, nu, nu că dacă îți lasă netul. Îți, las, e îți, e net e îți lasă nesu, acolo se duce, se transformă, da, se transferă pe net flirtul. Da. Dar nu mai există flirtul acesta față către față. În unele cazuri, nu în toate cazurile. O să fie cu vecinii. <laughs> o să fie pe internet și acolo este nenorocire da. pe net. Pentru că așa da. a fost construit. Da. Facebook a fost construit pentru despărțirea relațiilor, nu, nu da. pentru altceva. Ele construit așa, toate butoanele de acolo sunt gândite așa ceva, toate operațiile din spate sunt gândite așa ceva. Pe exemplu, eu când am vrut, era pe, la mine pe site, veneau mulți prădători, pentru că erau femei multe acolo da, și e. le lu luau la rând. Da? Când am vrut, când am observat chestia asta și am vrut să blochez, omul acela, Facebook-ul nu-mi dă voie să-l blochez. Înțelegi? Pe ce înseamnă? Pui o regulă inversă. Adică să aper să flirtul, ai nebunit. Adică, deci vrei, vrei să desparti bărbatul de femeie? Regulă. Eu n-am putut să-l să blochez deloc pe acela. Au, nu știu ce, mi, ce am făcut. am apelat la un ITist. Și nu știu cum a făcut. -a, a, a avea pe cineva itistul acela în Facebook. Au vorbit ei acolo și au făcut chestia asta. Altfel nu se poate. Nu poți să blochezi. Nu te dă voie. Deci, repetăm, bărbatul are tendința naturală, dar formată de către femeie, să caute mai multe femei. El în sine nu are această tendință, el este făcut să fie acela care are grijă de familie, să crească copii, că pe Dumnezeu îl interesează copii, iar la femeie Dumnezeu nu îl interesează familie. Deci, femeia este familistă doar atâta timp, atâta acea perioadă, cât are un copil și are sentimentul matern. Dacă în copilul s-a maturizat, atunci ea vrea libertate. În, în, în ea, în gena ei, este dorința asta de a căuta alți bărbați. Pentru că obține acea, acea plăcere. Ea fixează plăcerea aceea pentru că are energia aia 80% și energia aia îndeamnă să caute cât mai mult. O femeie poate să facă sex vertical fără atingere cu mulți bărbați. Un bărbat nu poate că se epuizează și se plictisește. Deci el nu are, de ce se plictisește? Nu are energie să mm -hmm. susțină foarte mult. Iar ăștia alți uh, sunt exact aceia care au dezvoltat aceste capacități. Adică nici ei nu se duc în, în discuții foarte multe cu, cu multe femei decât le ia ca țintă. Au o tactică, probabil. <hânt> Deci ea ia, ia o femeie, două, trei, o ia, le ia la țintă, dar nu petrec timp cu multe femei. Pe când femeia poate să petreacă timp cu mulți bărbați. Iar ei uh, nu se duc uh, ca să nu se îndrăgostească. Nu se duc pe o singură femeie. Că dacă se ar duce pe o singură femeie, atunci se îndrăgostesc. Din cauza asta ei se duc pe mai multe femei. Și la fel și femeile. Nu se duc pe un singur bărbat, că se îndrăgostesc. Se duc pe mai mulți bărbați. Dar la femei mult mai mulți, la, bărba, la bărbați mai puțin. Pentru că nu rezistă, pentru că se plitisesc, pentru că nu au suficientă energie să susțină o asemenea legătură. Înțelegi? Ei vor finalul. <coughs> Ei nu, nu sunt interesați de uh, această joc al seducției. Pe când femeia ea face sex vertical, vor atinge. Am văzut un documentar care explica lucrul acesta. Deci lucrurile astea sunt știute dar nu sunt spuse. Exact cum ai spus tu înainte de misiune, noi ne uităm la ceilalți cum fac și zicem că așa e normal. Că dacă toată lumea face asta, da? Și nu ne gândim, la, nu, 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 ne gândim ce facem. Nu ne gândim. Ne gândim dacă e, o, e plăcut să discuți cu alți bărbați și nu ne gândim care sunt consecințele. Bun, ăla de ce stă? Care familie? Spre de ce stă la discuție cu mine? De ce, de ce se simte bine cu mine? De ce mă simt bine eu cu el? Da? Ce se întâmplă acolo? De ce îmi vine să zâmbesc? De ce îmi vine să râd? De ce îmi vine să modific? Deci eu modific vocea ca femeie ca să fiu bine plăcută lui alt? Și arăt ca să-l capturez, să stea lângă mine, să stea cu mine, să îmi arate interes, să mă dorească. Deci femeia se, do se hrănește cu această, această dorință. Și mereu dorește asta, să facă cu orice bărbat, întotdeauna, toată viața și la 80 de ani. De exemplu, fata mea s-a dus odată la, în Franța, trimisă de către firmă. Un fel de bonus, o vacanță. Și era la Saint-Tropez, la Jandar. Și erau femei, mergeau pe stradă, de exemplu, două femei, în vârstă, de 80 de ani. Femei foarte cochete, foarte bine aranjate, și. Asta de azur. Deci, ele ce făceau? Ele abordau tineri, bărbați. Discutau cu el și ca să îi provoace. Pentru că o viață întreagă au făcut asta. Deci se vede clar. Deci, femeia, chiar dacă este în vârstă, o viață întreagă va face chestia asta. În cauza asta, bărbatul este nesigur o viață întreagă. Nici la femeia care este, este serioasă la început și cu minte ea trebuie să-și pună niște reguli, să aibă niște reguli. Regulile uh, nu sunt uh, rele până în momentul în care devin uh, absolute. Dacă ele sunt absolutizate și atunci Dumnezeu vine pe invers ca să le distrugă. Dar trebuie să existe niște, niște reguli care să înfrâneze tendința naturală din Asta corpul este, nostru da. Da. de a cădea. Da. Deci, oricând și femeia aceea care la început ai observat că ea a respins toți bărbații și a acordat atenție, se poate în timp da, să-și revină la toate acele programe pe care le are în ea. Da? Deci după o anumită vârstă, când copiii s-au maturizat, ea va avea tendința să caute libertate, să se simtă bine la apropierea altor bărbați și încetul cu încetul să strică deci bărbatul a pornit cu o femeie care era serioasă și era cu minte și deodată, după, nu știu cât, după 20-30 de ani, se schimbă total. Pentru că există în gena lor acest lucru. Deci, nici unul, nici altul nu pot să fie sigur deloc. Bărbatul a fost construit de femeie să fie așa. Deci, el se duce, dacă el se duce spre alte femei, nu că vrea el. El este comod. El e conservator, nu vrea să piardă timpul, el, el se dedică complet meserii, pasiunii pe care o are, creativității și nu are timp să se gândească la aceasta. Pe când femeia nu face asta, la ea este dominantă, dorința de seducție este dominantă, dorința de a fi apreciată. E, din ea este femeie în măsura în care ea zice că este apreciată de ceilalți bărbați, că o doamnă zicea... <coughs> Dacă nu mai e, atrag bărbați și dacă bărbații nu mai îmi arată interesul și dorința lor, înseamnă că am murit de mult. De seama ce are în cap? Ce Eu mă gândeam, mă gândeam că fiecare din noi trebuie să cunoaștem naturile ambele, să știm despre ce e vorba, cum funcționăm și unii și alții. Trebuie să cunoaștem cum să ne apărăm. Și acum hai să vorbim, în afară de faptul că, uite, femeia cum, ce să facă și bărbatul. Că eu cred că marea vulnerabilizare a femeii este că nu primește acea reciprocitate acasă. Aia este, că bărbatul nu-i făcut pentru... Deci, ceea ce vrea ea de la alți bărbați, nu poate să primească de la bărbatul ei. Pentru că bărbatul ei nu are timp, nu are disponibilitate, este atras de problemele lui, de creativitatea lui, de pasiunile lui, este băgat cu totul acolo. Și el tratează relația, fugitiv, așa. Și din cauza asta el vrea doar apropirea fizică, să a liniști și gata, să-și liniștească hormonii. Pe când femeia nu, ea vrea să îi se arate dragoste, continuu, apreciere, continuu, ceea ce acasă nu primește. Din cauza asta ea se duce la alți bărbați. Și atunci ce facem cu natura? Ce facem cu ea? Dacă femeia așa e construită și bărbatul nu are energia care să-i să, -i, să -i ofere deci, in... Ce, ce s-a întâmplat, de fapt, în real? Că ce s-a întâmplat este corect. Ei s-au apropiat unul de altul numai pentru asta. Adică, femeia, bărbatul acela, ca să o cucerească, a petrecut timp cu ea. S-a îndrăgostit de ea, a petrecut da, timp. Exact. După care nu mai, nu, mai, nu mai simte nevoia să stea așa, într un continuu efort de cucerire și de îndrăgostire. Da, da, da. da și intră pe alt sistem, pe sistemul acesta în care el începe să se concentreze la pasiunile lui, la viața lui da? și nu-i mai acordă toată atenția femeii. Pe când femeia are datorită 80% o dorință irepresibilă de a căuta mereu alți bărbați cu care să se simtă bine, care să arate dorința lor incită și uh, ei după aceea o doresc și le arată dorința. În clipa în care s-a simțit lucrul acesta, ea a simțit lucrul ăsta, ea ri ridică își, își modifică tonul, tonalitatea ca să fie mai bine uh, acceptată, mai bine primită, da. să fie mai atrăgătoare prin, prin voce, prin privire în ochii celuilalt, prin vorbă, prin timp petrecut acolo, deci prin gesturi și mai departe, da. prin discuție. Asta am deci... înțeles, dar asta cumva vin, nu știu, la pachet, să zicem. Asta vin la pachet se activează din natura asta, femeii de care povestești tu, care au descrit o acum. Păi atunci, ideal, vorbind și noi acum, că vorbim și noi ca să... Uh, femeia ar trebui să știe cum să-și economisească această energie, să nu împrăștie, dar și în același timp, adică e un efort da? pe care el îl face. A lupte cu natura ei, da. Da, da. Dar și bărbatul ar trebui cumva nu neapărat să fie ca înainte când îi face curte, dar cumva, din când în când, măcar să-și aduc aminte. Păi am spus, există chestia asta că la început să-și să da. pună condiția. Tu nu mă servești pe mine decât când eu nu mai pot să fac ceva. Dacă eu pot să fac ceva, să-mi iau ceva, mi iau, celălalt, iau singur. Da. Deci ce pot să fac? Fac singur. Această afirmație păstrează, îi face pe cei doi să nu, să nu poată să cadă. Adică ei se jervesc unul pentru altul altfel. Altfel. Deci își aduc dovezi de dragoste altfel. Sacrificiul de sine pentru celălalt continuu, în, în alt mod. Cum da? alt mod? Păi alt mod înseamnă un fel de îndrăgostire continuă. Pentru că dacă, spre dacă, exemplu, bărbatul nu se mai grăbește să ajungă la momentul acela final, la apropierea fizică, atunci el intră în îndrăgostire. Deci un fel de îndrăgostire continuă. Dacă femeia nu se mai duce la alți bărbați, atunci rămâne energia numai pentru da. al ei. Și atunci da. merg unul spre celălalt continuu. Și al ei devine important. Atât timp când femeia se duce la alți bărbați, discute cu alți bărbați, bărbatul pe care îl are în relația ei, iubitul și mai departe, nu nu va fi alimentat cu energie și nu va fi bine acolo. Aici a energia două... în altă parte. Nu -i -i va acorda atenție și va simți, va simți să certe, va simți că nu e în regulă, nu este bine. Și Am pe a, de le... altă parte îl aruncă pe el în alte situații. Scuză. Aici iar sunt două nuanțe mari, că poate ar fi mai multe, da? dar două mari. E femeia care E făcută în felul ăsta. Adică și înainte, și după căsătorie, tot din asta ea trăiește. Și e femeia aia care patinează doar pentru că acasă nu se mai întâmplă lucrul ăsta și devine vulnerabilă și atunci natura pur și simplu o domină. Pentru că ziua asta energie va deveni obligatoriu da, vulnerabilă. Da. Da. că <coughs> da. asta bărbații da. caută acele femei care nu cad. Nu cad. Deci el, ei observă, dacă femeia se uită după alți bărbați, discută cu ei, femeia ce bărbați, niciun bărbat nu vrea să stea cu ea. Trebuie de să fie el naiv, să fie prost ca să poată să cadă, că va cădea. Adică să fie de așa de, de vrăjit de frumusețea ei și mai departe, încât să nu țină cont de aceste lucruri, să nu le vadă. Dar le va învăța pe propria piele. Ce vrei să spui? Am uitat. Da. Mm -hmm. Hai să vorbim despre ce te-am întrebat puțin mai devreme de. Asta să încercăm să suprindem da. prindem variabilitatea. Deci, dacă femeia, încercăm să înțelegem noi aici că nu merge pe un teritoriu în care noi nu am discutat până acum, niște nonțe. E adevărat, dar cumva parcă în, în lumea asta nu mai există așa ceva. Adică ar trebui să fie și el și ea la fel ca să fie o reușită. Dar în lumea asta parcă nu mai există așa ce. Unde? Ori îl găsești pe el, ori îl găsești pe ea care... Pentru că da. niciunul n-a pus, pus, relația pe primul plan, n-a pus da. partenia, parteneriatul, uh, iubirea, n-a pus pe primul plan. A pus pe primul plan iubirea fizică, amândoi, plăcerea. Da. Deci femeia se duce după alți bărbați pentru că îi oferă, îi incită și îi oferă o plăcere, că este dorită, da. și atunci ea consumă un act sexual, Vertical, fără atingere, și e simplu. Uh, și din cauza asta, nici nu are nevoie de bărbatul ei de acasă. Din cauza asta, stăpâne la nume accentul maxim este pus pe flirt. Am povestit cum este făcut cu filmele porno, pornografie mm -hmm. no. și sex, de sexualitate și mai departe. Și consumă energia respectivă sau prin îndemn, îndemnuri. Faceți uh, uh, autosatisfacție uh, zi de zi. Deci, aceste tipuri de îndemnuri. Păi m-am și uitat, era un film pe YouTube Avea 56 de milioane De vizualizări Pe o chestie din asta știi? Deci, fără să explice de ce Deci spune Făie asta, și atunci omul zice Asta este norma, așa trebuie Înseamnă că e bine ce mi se întâmplă Dar, Au ei venit cercetătorii și -au și -au Dar când a... ei spun ceva, spun pe o așteptare A omului Așa da. face omul, și când îi spune doar o întărește, că e bine ceea ce face el așa și face. Bun. Vreau să surprind variabilitatea. Deci, chiar dacă femeia este. Deci, bărbatul se căsătorește cel care reușește să se să, să îndrăgostească, da. numai de femeia aceea care respinge bărbații. Deci, numai femeia care respinge bărbații îl iubește pe el. Mm -hmm. Apoi, observă, în timpul căsătoriei și vieții, în momentul în care ea se duce spre alți bărbați, dar el simte chestia asta din faptul că este, devine iritat și se simte să se ia de ea. Mm -hmm. Când simte să se ia de ea, înseamnă că ea deja s-a dus la alți bărbați. Deja este deschisă spre alte relații și deja uh, a intrat în, a, în situații de seducție cu alții. Și el a intrat în nesiguranță totală și de aia se desparte. Deci bărbatul se desparte că nu are siguranță pe femeie. Da? Și femeia, la fel, da, dar ea este, este cauza fundamentală pentru că nu știe. Bărbatul se duce în altă parte după altă femeie, dar ea, pentru că nu știe că ea, de fapt, și ea face lucrul ăsta, sau pentru că, în primul rând, ea a făcut și face într-un mod uh, foarte intens. Ea discută cu ceilalți bărbați la servici, de exemplu, da. și acolo uh, realizează acest act fără atingere. Când a apărut bine plăcerea, bună plăcerea și dorința de a continua. Și stau mult timp la discuții cu stă cu, cu bărbații. Deja i-a dat energie altor bărbați și s-a terminat cu alii ei. se va duce la alte la automat. Datorită da. faptul ăsta. Deci, nu este problemă. Femeia zice, dar bărbatul este femeat. Stai puțin, uite-te la tine ce faci. Vorbești cu mai mulți bărbați. Că cu siguranță faci asta dacă s-a dus în altă parte. Că este împotriva naturii lui natural lui este să acorde toată atenția uh, familiei. Dar când el începe să se ducă după alții, atunci înseamnă că ea s-a dus după alții mm -hmm. și nu i-a mai dat energie și atunci el s-a dus după altele. Da. Deci pornim, pornim, uh, poate să, să zicem că e un bărbat care se îndrăgostește pe tot ce mult timp, se îndrăgostește cu adevărat și soția, uh, uh, prietena lui, nu acordă atenția altora. Și atunci el se simte atras. Bărbații se simte atrași numai de femeia care îi acordă atenție numai lui. Da. Și resping femeia care îi acordă atenție la mai mulți bărbați. nu Inclusiv la, la, messenger. Deci femeia pe mesagerie. Femeia care vorbește cu mai mulți bărbați pe mesagerie, ter, numai bărbatul acela nu, nu poate să accepte. Și apoi femeia se gândește din ce cauză bărbatul se uită pe altă femeie. Și nu știe că, de fapt, Chiar dacă el nu a văzut niciodată, nu a văzut-o făcând așa ceva și mai departe, dar se simte iritat de ea și o atacă. Da? Pentru că ea face că este duce energie în altă parte și nu-i mai duce energie lui. Asta fac bărbații, toți. Deci există o nesiguranță totală. Punctul de unde se pornește este de la femeie. Și chiar dacă femeia este cu minte de la început și s-a căsătorit pentru că bărbatul observa că femeia aceea nu se uită la bărbat și a avut siguranță în ea. Și se căsătorește. După un timp, când îi va fi bine, băbatul ăla se dedică familiei total, face totul pentru familie. A, a fost un caz, că mi-ai povestit lucrul ăsta, nu? Da, da. O întrebare. A da. fost cu un bărbat. Da. Și un domn, deodată, da. brusc, soția lui se duce după altul. Și păi eu zic, da, că da. Eu... Stai, stai să ne oprim aici, Marius, că poate tu, dacă ești bărbat, vezi într-un fel, eu ca femeie văd în alt fel. Uh, e adevărat, e dedicația aia pentru... Dar poate n-a mai dat timpul la ei. Păi bineînțeles că nu i-a dat timpul nu dat. ei. El a lucrat omul pentru casă, pentru copii, dar și spunea că era mult timp deci, -a... deci dedicarea aceea al lui este de fapt... Ce ce este? Nu e, nu e dovadă de dragoste? Că de aia El, se dedică. E adevărat, El se dar acum vorbin, și de... Dar femeia probabil că femeii, Da. da. Vrea, vrea atenție de la el. Atenție, vrea. da. Asta zic. Și dacă deci, asta e natura femeii, bărbatul trebuie să înțeleagă că nu neapărat ca înainte, că îi faci curte acum, în fiecare zi. Va plictisi de bărbat, să știm. Deci, femeile se plictisesc după un timp, revine natura lor, pentru că poate, pentru că este acolo, 80% de energie sexuală. Deci, deci atunci, ce e de făcut cu energia asta? Ce se întâmplă se întâmplă. Adică este, este corect Divin. Adică, despărțirile sunt normale. Faptul că ele nu rezistă să duc după alți bărbați este normal. De ce? Pentru că ele vor atrage numai bărbați josnici, prădători. Și atunci, da. le va decepționa că prădătorii vor vrea doar sex, da? Și le va decepționa. Au nevoie să fie decepționate. Dar să știi că dacă, spre exemplu, sunt decepționate și înțeleg despre ce vorba și se duc doar după un singur bărbat și se concentrează după. Pe un singur bărbat și se căsătoresc cu celălalt bărbat, după un timp apare ia acel, același plictis, aceeași uzură, aceeași um, um, insatisfacție pe care o are ea, pentru că uh, ea este făcută în așa fel încât să fie, să fie dobărâtă de bărbați, să fie dominată de bărbați. Adică, natura a făcut în așa fel încât femeia să fie atrasă de alți bărbați. Și să poată uh, ușor să. Fie, atât de naivă să fie încât ușor să fie. Că ea, nu, ea se simte bine cu bărbatul respectiv. Poate la început nu are niciun fel de gând despre el. Încet cu încetul crește. În momentul în care se simte bine și a doua zi abia așteaptă să discute cu el și să prelungească momentele de prezență cu el, uh, arată că de fapt a început o drăgostire. Întotdeauna femeia se îndrăgostește de bărbatul cu care discută mult timp. Înțelegi? Se întregostește. Și soluția este asta care se întâmplă. Spre exemplu, au copii, da? Copiii ajung la maturitate, au alți copii și ocupă din timp, tot timpul ne da. și mai departe și nu poate, nu are timp. Dar este în ea acea dorință irepresibilă de a se simți bine cu alți bărbați. Este acolo. Deci nu este niciun fel de siguranță. Bărbatul face un singur lucru, se ocupă timpul. Deci face tot posibil să-i ocupe timpul. Bărbatul care nu e ocupă timpul, tot timpul femeii, va, va, fi până la urmă înșelat. Păi uite, vezi că acum ne duce iar pe alte lucruri care le-am mai discutat. Acum intervin, uite, vezi și rolul nepoților în viața bunicilor și uh, au toate un rol. Adică nu putem spune că trebuie să fie... Adică și tu ai spus asta de multe ori. Nimic nu putem spune că trebuie să fie doar așa. Oricum, Vară se întâmplă de în la fel. divin, da. divinul ne mișcă pe noi, noi suntem păpuși da. în mâna lui și de aia nu avem niciun fel de siguranță nimic. Noi am vrea ca lucrurile să fie foarte foarte clare și da, precise și precise și în ordinare. Ăsta e drumul și gata. Ăsta e drumul. Da. Și facem da. efortul ca să se întâmple, asta, dar nu se întâmplă da. așa. Da, da. Nu se întâmplă. Deci, există variabilitate între cei doi, când femeia, de, deci nu s-a destrămat ușor când femeia se duce și discută cu alți bărbați, e destrămată relația de la început. Deci, spre exemplu, se duce la servici. Și la servici este atrăgătoare, este frumoasă, bine plăcută pentru mulți bărbați și ăia vor veni. Toți vor veni. Și ea va discuta nu cu unul, va discuta cu mai mulți. Și va simți, se va simți bine cu mai mulți. Deci ea ia energie de la mai mulți bărbați. Ea realizează sexul acesta vertical, fără atinge cu mai mulți bărbați. Și este bine așa. Ea acasă, ăla, cu ăla, alt luptă pentru că îl vede greșit, că, pentru că nu, nu atinge nivelul de plăcere pe care l-a avut discutând cu alți bărbați. Da. Nu, nu atinge ce se întâmplă. Și bărbatul ei, pentru că simte lucrurile acestea, se ceartă tot timpul și începe și el să se îndepărteze. Deci, din cauza asta, peste 80% dintre căsătorii se despart. Și peste nu mai fac copii, 80% dintre cupluri nu mai fac copii. Din cauza aceasta. Deci îți se dai seama ce, ce forță imensă a avut flirtul ăsta. i au știut precis. Și vreau să spun că nu se discută asta în mod obișnuit când în acești influenceri sexuali și așa mai departe. Nu știu cum se numesc ei, ei discută situația inversă. Cum să faci să-l atragi pe celălalt? Cum să faci să uh, ai o femeie, să cucerești o femeie, cum să faci să cucerești un bărbat? Asta, cum, cum să faci să ai o căsătorie? Cum să faci să fie trainică căsătorie? Asta discută ei, ei nu discută ceea ce se întâmplă real. Bun. Uh, este clar cum îl cucerești. Că îți trebuie timp și, și mai departe. Dar după aceea, dacă te... nu spune deloc nimeni că dacă te duci după azi, bărbați, deja s-a terminat. Dacă discuți și e normal. Deci femeia a fost scoasă din familie, dusă în afară și accentuat ce 80% energie sexuală. Și ea se simte bine cu azi bărbați și familia este distrusă. E perfect. E perfect așa. Deci nu mai pot să facă copii, se ceartă tot timpul, un 2-3 ani de zile s-au terminat, da? s-a dus toată vraja. Și este normal să fie așa, pentru că femeia tot timpul se duce la servici, tot timpul este frumoasă, tot timpul este atrăgătoare, tot timpul le incită alora, dorințele. Și după aceea îl pleacă, se duce după un altul, după aceea se duce după un altul, pentru că așa este făcută ea. Ea e făcută să fie vulnerabilă, să fie păcălită de bărbat. Bărbate știu chestia asta. În bărbatul stă la discuții cu o femeie, înseamnă că vrea sex. Mult timp. În afară de iubire. Dacă bărbatul nu are pe nimeni altcineva, acolo este doar iubire. Înțelegi? Nu are, -are relații, nu are familie, nu are nimic. Și at acolo este uh, iubire. Și la fel, femeia care stă la discuții cu un bărbat, dar nu are pe nimeni, acolo este iubire. Deci este o problemă de, de unicitate. Adică un bărbat nu acceptă niciodată că o femeie se discută cu alții. Niciodată este ca cu coșii în ogradă. Deci nu acceptă pe altul. Dar nici femeia nu acceptă o altă femeie. Dragostea ei pornește până atunci este un timp, dar nu poți să zic că e dragoste. Iubire condiționată, că dacă el cade la condițiile respective, nu-l mai iubește. Deci, nu mai iubește cu totul. Deci la una să cadă, că nu mai iubește deloc. Știi? Și încetul cu încetul scade interesul față de el. De ce scade? Pentru că ea primește acea plăcere de la alții. Păi nu e interesată acasă. Deci, dacă, dacă cel de acasă nu îi dă atâta energie și atenție cât primește de la alții, ea se va duce la alții. Va fi înclinată să se ducă spre alții. De ce? La... Pentru că Dumnezeu vrea să facă copii, nu, nu vrea o relație de lungă durată. Nu vrea familie, nu vrea iubire. Dumnezeu nu vrea asta. Ele sunt folosite doar ca să poată să uh, reușească să facă copii. Aș putea să spun că, în extrem, uh, el se duce spre situația de îndrăgostire numai când uh, vrea uh, neapărat să facă copii cu cineva. Bărbatul respectiv sau femeia să facă copii pentru că are ceva în soartă. Au mm -hmm. ceva comun în soartă, trebuie să-i educă nu știu ce experiențe. Deci totul depinde și de voi. Asta cam se întâmplă la toți. Da. Ce mai să întâmplă? Zic, dacă sunt doi tineri, să zici, sau nu neapărat, doi oameni care acum ei ascultă toate, sunt oameni singuri, doresc să înceapă o relație și cunosc toate astea despre care noi vorbim, da? Ea se ferește, știe ce are de făcut, da? El se ferește, știe ce are de făcut. Își concentrează ferește, atenția numai dar... pe un singur om. Dar ce face el, care, el ca bărbat, care poate el să, să... Că vezi că ea se ferește, dar are nevoie cumva și din partea lui să vină ceva, ca să nu... ca ai zis că tot mereu ea, oricând poate cădea, chiar dacă e cu minte, chiar dacă e nu știu ce, oricând poate cădea. El, care e destul de comod ca bărbat, el cred că de-abia așteaptă să se pună la casa lui ca să nu mai facă efortul care îl făcea înainte. Își și, -a, și -a, o Câte, zic, câte șanse au dacă uh, el nu depune totuși un mic efort? Nu neapărat am zis ca înainte, când au vorbit trei ani și și au scris poezii și eu știu ce au mai discutat. Dar să-i dedice și ei timp, ca ea să nu. Deci, dacă ea nu acordă atenție la bărbați, bărbații, va a dedicat timp, pentru că ea dedică timp bărbatului și atunci bărbatul uh, se simte apreciat, se simte susținut, îndrăgit, respectat. Okay. Și atunci el întoarce înapoi această atenție. Deci, datorită femeii, bărbatul mm -hmm. se duce în altă parte. Deci, dacă ea nu-i mai acordă atenție, pentru că îi acordă atenție la alții, plăcerea pe care obține la celălalt, mm -hmm. nu e nu, nu, nu echivalează, că discută cu cinci persoane. Da, 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 Păi, plăcerea care obține în discuție cu ei și faptul că ei se simt bine și atrași de ea, că asta se întâmplă. Întotdeauna bărbatul că discută cu o femeie, nu discută da. cu ea, decât dacă e atras. Dacă da. el Și el simte că femeia zice: Băi, dacă stă tot timpul la discuții cu mine și îmi râde și înseamnă că îi place de mine. Înseamnă că dorință, dorește sex. Și doar noi fii prost să nu facă asta. Deci, uh -huh. bărbatul stă numai pentru sex. Dar dacă ea vorbește cu mai mulți bărbați, deja, deci toți bărbați spre exemplu, sunt și bărbați cu care vorbește ea. Da. Da. Fiecare din ei nu mai are încredere în ea, a desconsiderat. -o. Deci e închisă problema cu femeia. Femeia nu știe asta că bărbatul desconsideră întotdeauna femeia care discută cu mai mulți bărbați. O desconsideră. Da, da. Înseamnă că ei toți nu vor decât sex de la ea. Și fiecare fac o concurență care sunt umor, să o captureze mai repede. Asta da. este. Și femeia simte că este dorită și se simte bine că este dorită și o incită Deci, mă, normal, deci ea, ca să aibă acasă, ca bărbatul ei de acasă să-i acorde atenție, ea trebuie să, opre, să oprească gea de energie pe mm -hmm. plăceri cu alți bărbați, a oprit-o da. și atunci ea acordă numai atenție bărbatului ei și atunci el se simte apreciat, susținut, respectat și îi întoarce înapoi. Da, da. Deci, bărbatul, oricum, oricum, iubește femeia total romantic. Dar dacă nu primește uh, acest reciproc și nu are cum să primească pentru că au făcut în așa fel încât au scos-o pe femeie, au dus-o în afară și ea tot timpul este provocată de, de bărbați și de propria ei dorință uh, sexuală. Adică îi place foarte mult și a consumă. Deci afară primește ceea ce nu primește acasă. Acasă primește un, un sex rapid. Pe când afară primește o discuție cu mai mulți care este, de fapt, un alt tip de sex. Ea este făcută, deci ea se incită după un timp. Da. Trebuie să da. petreacă un timp cu cineva și ea, idealul ei este să se simtă dorită și se va ceda numai bărbatul. Deci ea, probabilitatea de a ceda în afară este extrem de mare. Extrem de mari și bărbații au toată nesiguranța. Deci, vezi cum sunt făcute lucrurile? Dumnezeu le-a făcut în, da. în așa fel încât niciodată să n-ai niște, nici unul și altul, pentru că scopul lui este să, să se creeze cât mai mulți copii. Nu e scopul de iubire sau de familie sau de moralitate sau de nimic. Da. Curățenie sufletească de castitate, nimic. Deci scopul este da. acesta. Deci, totul pruncit la femeie. Ei trebuie, deci nu că tu ai pus întrebarea astfel încât ce să facă ca femeia să primească reciprocitate. Nu. Păi nu că mă gândeam dacă tu descrii natura femeii ca așa e, că dacă ea nu primește nimic acasă... Păi nu bărbatul, e... că mi-ai pus întrebarea în da. modul că bărbatul, da. ce să facă bărbatul? Hai să te vorbim despre bărbați. Ce să facă bărbatul ca să, ca să fie liniște în familie? Nu! Ce trebuie să facă femeia? Oprește uh, cu scuzea de energie, ea dorește plăcerea acolo. Și ceea ce plăcea că o primește acolo, vorbește cu cinci bărbați, nu e egalată de nimic de acasă. Sexul mm -hmm. acela nu, nu o mulțumește. Pentru că ea e incitată numai în momentul în care discuți mulți cu ea. Și îl vede pe celălalt că este incitat. Deci ei și acasă ar trebui să ajungă în acel, în acel tipar pe care el îl, îl practică în afară. Același da, da. joc da, a seducției. Da. Deci ei și acasă ar trebui, spre exemplu, femeia să seducă bărbatul sau invers să prelungească acest joc al seducției, această o, o aclimatizare, această obișnire pentru că ea nu se bucură decât după ce a fost incitată Da. deci ea primește afară ceea ce acasă nu primește, acasă primește sex, însă afară primește apreciere, îl vede pe ăla că nebunește, îi crește dorința, știi? își crește tot stărunul, îi crește fără atingere. Deci apropierea fizică fără atingere depășește apropierea fizică aceasta cunoscută, pentru că pe apropierea asta fizică, că unde plăcerea este făcută, deci bărbatul se oprește de -a la, la plăcere. Da. Aici este. Dar pentru că femeia îl oprește la, la, la plăcere. Pentru că vrea același lucru și aceeași plăcere pe care o în afară și nu poate să o dea Acasă. Pentru că el este obosit, pentru că nu poate, pentru că nu are timp, că are problemele lui în capul lui și mai departe. Deci nu poate acasă. Deci ea, femeia, nu primește acasă ceea ce primește în afară. Da. Și din cauza asta, deci ea ar trebui să oprească pierderea de energie în afară, să se concentreze numai pe bărbatul de acasă și în măsura în care arată atenție, grijă și mai departe sus susținere bărbatului, atunci bărbatul simte că este apreciat și că el nu dăruiește. S-a păcălit la început. El nu mai dăruiește când vede că femeia se duce în alte părți și nu poate să să facă nimic, da? El nu mai dăruiește acasă energie. Poate să dăruiască lucruri, nu se, să construiască case, să cumpere lucruri, mașini da, și mai departe, da, da, da. dar nu mai, nu mai dăruiește dragoste, pentru că nu primește dragoste. Pentru că femeia vrea acel tip de dragoste de lungă durată și el vrea tipul ăsta de dragoste de 3 minute. Deci nu se, nu se potrivesc, sunt sisteme diferite. Deci e cumva, eu înțeleg așa, că dacă în orice situație, da? în orice situație, femeia care intră o relație, dacă începe să oprească toate aceste scurgeri de energie și relația ei de acasă se poate îmbunătăți? Relația de acasă sau relația cu prietenul lui sau cu iubitul ei. Că da, este, nu nu i-am crescut. Da, nu cu Bărbatul cu care este ea. Deci, bărbatul cu care este ea este neîncrezător pentru că ea, într-adevăr, discută cu alți bărbați hmm. și este bine plăcută, poate, fără să-și dea seama. Dar dacă ea face în mod obișnuit lucrul ăsta, nu-și va da seama. Pentru că nu consideră un lucru rău să discute cu alți bărbați. Dar ea. Ăia se incită de adevăratele. Ăia ridică testosteronul de adevăratelea Și ridică și hormonii de adevăratele. Chiar dacă ea zice Că nu face așa ceva Că nu se poate să nu discutăm cu oamenii Nu e adevărat Cu bărbații străini nu se poate discuta Este imposibil da. Pentru că ești vulnerabilă Și da. îți ridică ăla Când și-a ridicat testosteronul Tu nu știi, tu nu, ești, nu te poți apăra Se va da. ridica automat și de la distanță ți le ridică deci un bărbat, pe exemplu, fixează o femeie. Din cauza asta nu, este permis în țările, în alte țări să da. fie admirate femeile și bărbații imediat reacționează. Deci de la distanță o vede, o admiră, nu știu ce, și deja a, un cordon energetic. Ăla se simte văduvit de energie. Nu-i va acorda atâta da. atenția, ci îl va certa și va intra în conflict și nu-i convine. Din cauza asta, acolo sunt niște reguli sociale care îi ajută să Vezi, toată lupta care este acolo este ca să păstreze uh, femeii uh, fidelitatea. Toată lupta care se întâmplă și și nu, da, acolo sunt înapoiați, că nu este adevărat. În momentul în care fe femeia atrage alți bărbați, le scade potența la tot, le scade energia. Și vin da. alte popoare, alte triburi din jur și o omoară pentru că îi vede slabi, pentru că îi simte slabi. Adică bărbatul care stă la discuții cu o femeie este un bărbat slab. Nu este puternic. Și în același timp, femeia, la un moment dat, îl va respinge. Mm -hmm. Pentru că ea apreciază doar bărbatul care nu-i acordă atenție. Ea se îndrăgostește doar de bărbatul care nu este nebunit după ea. Da. Pentru că numai acela este puternic. Bărbatul care dorește sex este un băiat vulnerabil pentru ea. Se folosește de el. Este bine să folosește și caută să obțină acele, acele stări cât mai mult, pentru că ea, ea face sex cu bărbați străini când ei petrec timp cu ea. Deci trebuie să îi determină pe ei să facă în așa fel încât să îi țină lângă ea și atunci îi incită. Plus că dacă are părți ale corpului dezgolite, ea e ea nebunit înțelegi? Este foarte ușor să e nebunește de exemplu, îmbrăcămintă pe corp. Îmbrăcămintea pe corp a înnebunit pe orice bărbat. Mulată pe corp. Da, da, da. Rochii sau mai știu ce. Deci asta trebuie să înțelegem. Nu va fi liniște. Femeia dorește, dorește ca bărbatul ei de acasă să îi dea ceea ce îi dă alții. Și nu se poate că el ăla, ăla de acasă nu are timp, se concentrează pe serviciu, se luptă ca să îi aducă tot ceea ce vrea, da? Și uh, el dorește doar apropierea fizică, pentru că apropierea fizică îi satisface dorința aceea uh, sexuală și uh, el nu mai are timp cum a făcut înainte, nu? A petrecut mult timp și el evită lucrurile acelea. Deci ar trebui o continuă îndrăgostire. Deci timpul petrecut cu celălalt să fie ă, tot așa mult timp cu celălalt și multe dovezi de, de dragoste, de atenție, de grijă, de sacrificiu de sine. Asta este ceea ce unește o căsătorie, o relație. Timpul petrecut cu celălalt și ne nepetrecut cu alții. Este valabil și pentru bărbați: să nu se ducă la alte femei. Se duce energia acolo și atunci intră în conflict cu, cu cea de acasă. Pentru că simte. Chiar dacă nu îl vede, simte. E cumva o lume pentru ei doi, cumva. Să-și facă, ei să facă un univers -a lor. numai al lor și să-și aducă dovezi de dragoste și uh, îndrăgostirea aceasta trebuie să fie mai mare decât uh, apropierea fizică. Deci apropierea fizică să fie uh, o rezultantă, un final, da. după un timp în care ei și-au adus dovezi, că atunci se simt atrași, se simt, simt să se dorească. Când, când și unul și altul se doresc în același timp, atunci uh, apropierea fizică este hrănitoare pentru suflet. Pentru că nu este făcută pentru trup. Tot ceea ce este făcut pentru trup, pentru plăcerea trupului, se va destrăma și va fi o pierdere de energie acolo și va, va fi o nemulțumire. Că este așa. Deci, da. uh, noi nu suntem făcuți să fim unul cu altul pentru sex. Deci, suntem făcuți doar să avem copii, deci pentru copii, și suntem făcuți ca să folosim această energie sexuală, ca să ne elevăm, să trecem dincolo, să depășim lumea materială. Este o energie care te duce în Divin. Deci, când se ridică din osul sacul, când ei și-au adus dovezi de dragoste, da? Și după aceea se simt atrași și le mintea și, și doresc foarte mult să meargă, să se apropie fizic. Și atunci ce se întâmplă? Se ridică pentru că au energie, făcută prin dovezile respective. Se ridică din osul sacru, această energie se duce pe coloana vertebrală și iese iese deasupra capului. Aici este spațiul ăla de puncta aurii de fericire chiar deasupra capului tău. Și se întâmplă la în amândoi. Mm -hmm. Și se unesc, se unesc în energia respectivă. Deci ele sunt două suflete unite. Înțelegi? Deci nu mai se văd ca ființe separate cum să își dea unul altuia a plăcere. Deci când plăcerea nu este făcută scop, atunci se manifestă iubirea. Și această energie sexuală este ziditoare și hrănitoare pentru suflet. Și purificatoare, purifică sufletul și te înalță. Da? Și este apreciere în ea, este respect, este tot ce vrei, dragoste și mai departe. bărbatul și femeia care ating acest tip de iubire, niciodată nu vor mai vrea alt bărbat sau alte femei. Niciodată. Pentru că nu mai egalează, deci ce au da. simțit acolo, nu, nu egalează că firtul cu alți bărbați. Adică devine uh, uh, comparativ este un nimica toată. Deci nu vor mai vrea, deci dacă vrei să se consolideze uh, relația, trebuie ca reciproc, unul și altul să meargă unul spre nu numai unul. Pe celălalt și celălalt în altă parte. Nu, că nu se poate. Deci, dacă unul dintre ei este preocupat, de exemplu, de obicei bărbatul, numai de, de materie și vrea doar să fie servit, nu este reciprocitate, acolo este închisă situația. Nu există niciun fel de relație. Nu există iubire. Chiar dacă femeia începe să-și adune toată energia care o împrăștia și să o concentreze, se mai poate revigora? Nu, pentru că el el a fost dat ca să distrugă ei din idoli mm -hmm. și el, dacă ea doar îl servește. Așa cum am spus, el doar se preocupă de sine. <laughs> Și când se preocupă de sine, atunci înseamnă că se preocupă de, de alte femei. Deci, bărbatul care se ocupă numai de sine, e deschis la alte femei, automat. Și cine l-a dus acolo? Nu femeia de acasă. Pentru că l-a servit. Continuă. Nu trebuie să existe reciprocitate. Dacă nu este reciprocitate, nu există. Uh, cum să zic, respect reciproc, dragoste și mai departe da. și relația se va rupe. Când scopul relației este, este plăcerea fizică, se va termina relația. Se va termina și din partea bărbatului și din partea femeii. Se va termina. Pentru că nu au niciun motiv să poată să ducă. Observ ce chestie. Iubirea, ca să poate să existe, îi trebuie timp. Timp. Da, da, da. da timp și dovezi foarte multe multe sacrificii de sine. Adică tu să-ți lași binele tău, să te duci pe celălalt să ajuți. Nu numai femeia să-l să servească pe bărbat, dar și bărbatul să servească femeia. Și atunci există reciprocitate. Când există reciprocitate, de fapt se lasă egoul jos. Când se lasă egoul jos, se ridică iubirea. Când din cauza asta ei se despart, pentru că fiecare vrea doar plăcere, pe care intră în universul lui. Deci și bărbatul și femeia vor doar apropiere fizică, plăcere, pac, și fiecare intră în universul lui. Treburile, da. trebuie Și nu fac asta continuu. Deci ei nu hrănesc iubirea. Iubirea trebuie hrănită ca o plantă. Continuu trebuie să pui apă la ea. Deci continuu să nu știi ce să faci ca celuilalt să fie mai bine. Păi să vă gândește-te în poziția bărbatului. Ce înseamnă? Tot timpul să nu știi ce să faci ca să, aduci să aduci dovezi de dragoste femeii. Tot timpul. Și asta... Cred că asta am încheiat toate situațiile și relațiile aici, că e ceva... Nu știu dacă tu ai întâlnit, dar eu n-am întâlnit o relație de genul ăsta. Nu știu. Poate ori exista, dar nu cunosc eu. Există în ideal. În ideal, de asta zic. Dar în realitate, în dualitate, asta nu am întâlnit. E tot o luptă între femeie și bărbat. Pentru că unul din ei se duce spre materie. Bărbatul sau femeia? Și femeia se poate duce pe materie, da. automat pune materia pe primul plan, adică se pune pe sine pe primul plan și vezi asta din îmbrăcăminte. Din îmbrăcăminte, din atitudine, din comportament și mai și departe. Atunci uh, se vad. vor cădea, pentru că nu, nu sunt alimentați reciproc. Am spus că este ca o pasăre familia. Ambele aripi trebuie să bată în același da. timp, în același ritm și să meargă în aceeași direcție. Adică amândoi să aibă ideea că nu știu ce să fac ca să îi fie mai bine celălalt. Amândoi. Dacă unul se oprește, dar doar unul face asta. Dar celălalt da, nu da. face asta, s-a destrămat. S-a terminat. Este plină de păsări de astea, doar cu o aripă. Exact. Deci toată da. lumea este plină de păsări cu o singură. Apă. Aripă. Deci păsări lovite da. într-o aripă. Da. Da. Unde ai văzut tu că, spre exemplu, femeia înțelege niște lucruri și da. se duce și se vește bărbatul și bărbatul îi dă înapoi? Aceeași da. atenție. Nu mai dă înapoi. Nu mai dă dacă, înapoi. dacă femeia o, îi dă tot timpul și nu pune regulă, ia ea crede că îi se cuvine, da? da? Și așa cum ai spus tu, stă cu furculițele în spate și zice, adun -mi da. și mie o furculiță. Da, să-ți da. singur. Să sigur. Da. Da. Deci bărbatul acela, deci relația aceea e terminată. Poți da. să... Ei doar se îngăduie unul cu altul, se tolerează doar, dar fiecare e cu universul da. lui și oricând poți să se despartă, depinde ce zice Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegem că prima relație nu este dată ca să, să cădem. Nu este dată ca să... O fi și situații minunate, dar trebuie să știe niște principii pe exemplu, bărbatul Sau să fii fost. Poate unii vin și cu aceste chestii înscrise în ei, Marius. Poate unii vin. Cu poate vin cu programele astea în ei și da, astea da, le dezvoltă da. da. și întâlnesc cu oamenii cu care trebuie să intre în conflict că trebuie da. să se întâmple în lucrul ăsta, da. Asta. da. da. Noi, noi vorbim cum ar fi idealul să să fie. Da. Și cum se întâmplă, de fapt. Uh, nu sunt generalități aici. Uh -huh. Și privim din afară lucrurile. Dar așa se întâmplă da. întotdeauna. Deci, bărbatul nu să aibă niciodată siguranță pe femeie că ea se duce pe alți bărbați, că obține o plăcere mai mare decât plăcerea de acasă. Bărbatul da. trebuie să facă ceea ce femeia face cu ceilalți bărbați. Uh -huh, uh -huh. Adică să petreacă timp cu ea, să fie acea îndrăgostire, acea incitare, da. femeia să simtă, să simtă că îl incită pe, pe bărbat, da? Și de-abia atunci când a incitat, atunci este ea uh, deschisă ca pe da, o relație. Da, da. Deci, ce se okay. întâmplă cu mai mulți bărbați este exact momentul culminat când oricare din bărbații aceia, dacă o atacă, o pot, o pot, o pot poseda. Mm -hmm. Oricare din bărbații aceia, când se ajunge la starea aceea de, de bine plăcere cu ei, adică bine petrecere cu ei da? Da. și se simte da. bine cu ei și ea simte că i-a incitat și l-a ridicat însăstărânul, în clipa respectivă, acel bărbat poate să o posede acea femeie oricare. Deci ea este într-o stare de pericol maxim. Și se seama cel de acasă în ce stare de pericol stă. Da. Hai să punem o pauză și formă spun întrebarea. Hai să vedem întrebarea. Da. Întrebarea se referă la, și la școala iubirii, că se stă de vorbă acum femei și bărbați, femeile se vulnerabilizează crezând că bărbații poate să le dea sfaturi. Păi acolo s-a făcut o uh, uh, da. seducție. Deci acolo este o seducție, da. Acolo deci... a intrat în seducție, dacă continuă timp îndelungat, da. un an, în doi, acolo se vor împrieteni și se vor apropia și și mai departe. S-au deci întâmplat femei școala iubirii să... în frunte. Da, s-au se... întâmplat femei care să le au spunând că... dar Bărbatul meu, de acasă de ce? Exact spune. De ce nu poate să fie ca ăsta de înțelegător sau ca. na, că expunea ea acolo. Sentimentul de proprietate, da. ideea lui posibil. Deci de ce s-a dat actul de proprietate? Pentru da. asta, că îl face pe bărbat să se ducă la ultimul lucru, la, da. la sex, l a oprit acolo la sex, și i-au luat îndrăgostirea. Da. Adică efortul continuu de, de a cuceri pe celălalt. A luat mm. a distrus-o da Dar A acest lucru că... este, este A. echilibrat era echilibrat înainte de faptul că femeia era acasă, nu muncea Da. era echilibrat și atunci femeia trebuia să facă un efort continuu să îl uh, susțină pe bărbat să-i arate atenție să-i arate dragoste pentru că depindea de el da. viața ea nu avea o sursă de venit, depindea de el și atunci era obligată să facă asta deci ceea ce acum face cu ceilalți bărbați ea era obligată să facă acasă. Deci, repetăm, stăpânii la lume știu lucrurile astea la milimetru. De sute de ani stau și le gândesc în învârtă și au cărțile lor, da. au studiile lor care nu sunt publicate. Ei Sunt făcute special pentru ei, ei le au acolo, ei cei care, care gândesc strategiile respective. Nu, a, nu este voie să. Sunt, sunt strict secrete. îți dai seama, relațiile uh, între bărbați și femei ăsta de tip flirt. Sunt strict secrete. Păi, de ce sunt strict secrete? De ce sunt da. așa de importante? Pentru că sunt arme. Pentru că distrug relația dintre bărbați și femeie. Taie familiile. Aruncă copiii pe drum. Și mai departe. De aici. Întorcându-ne la, la școala iubirii, adică femeia care se ducea pe privat și vorbea cu unul din bărbații de pe școală, crezând că ea își rezolvă problema de acasă, de fapt ea pierdea energie și nu știa de ce acasă nu ies treburile. Da, și lucra până la pentru că plăcerea că îi să discute cu cealaltă era mai mare decât ce se întâmpla da. acasă. Pe altul vedea înțelegător, vedea că înțelege spiritualitatea aia pe care exact, da Exact. Da. Și ăsta de acasă îl găsea tot în stadiul la care da, îl lăsase. Da. Femeia da. Da. care caută discuții în altă parte, caută discuții și cu alți bărbați în viața da. adevărată. Da. Și se va cădea. Se va cădea până la urmă. Și este exact situația: au fost multe și la tine în grup, și înainte de grupurile celelalte, multe femei au căzut. Ceea ce se vede din discuțiile pe internet, adică pe mesagerie, pe Facebook sau în privat pe WhatsApp sau Telegram, au căzut. Este valabil și la invers bărbați, gen Bordan. Bă, când el discutând cu mai multe femei, femeile îl vedeau neserios. El nu știa, nu știa de ce. Știi? Da. C cum? De unde știau femeile celelalte că el discută cu mai multe femei? Uite că se simte. Se simte și imediat te caracterizează cealaltă și invers este valabil. Da. Deci aceste femei au căzut și căzând foarte multe la discuții a însemnat că ele doreau de fapt o relație în afară. Pentru că au căzut la acei bărbați care le-au mințit mai frumos. Era mm -hmm. unul care scria poezii, le la mintea cu poeziile și după care le ataca. Da. Le cerea bani, deci prima dată trebuia să obțină timp pe trecut, aveau răbdare, un an, doi de, de zile, da. după care le ataca și probabil se apropia și fizic de ele, după care le lăsa. Le lua da. și banii, deci scopul era altul. Deci, femeile să înțeleagă, când se discută mult timp cu, cu bărbați, bărbatul acela le va desconsidera din start. Da. Și va încerca să-și bate joc de ele. Și, deci, femeia îl face pe bărbat prădător. Îl învață cum să fie prădător, că el în sine nu este așa. Dar pentru că el, după aceea, nu mai are încredere în femei, el devine un prădător pentru că face același lucru. Va căuta uh, relații pasagere pentru că nu mai are încredere în femei. S-a terminat. Da, da. Nu mai are încredere. Și atunci el rămâne numai la sex. Stăpânii la lume au făcut chestia asta. Pe hârtie. Deci au discutat lucrurile astea în ședințe repetate, au fost dezbătute acolo și uh, cunoscute în amănunt. Toate lucrurile astea care discutăm noi aici sunt discutate în amănunt. Pentru că și eu l-am discutat cu, cu un om din zona de conducere a lumii. Înțelegi? Și eu aveam și o bază de date extraordinară pentru că vedeam foarte multe situații, știi? Da, da, Discutau da. Discutau cu mine și bărbați și femei și îmi povesteau și vedeam cum, ce se întâmplă. Ce, deci, și unul și altul, știi? Vedeam ambele păreri, știi? Și puteam să comparăm. Ai fost pregătit da. dinainte, până și pe subiectul Deci aveam, -aveam informația asta sintetică, care o dăm noi da. acum, pe care o avea omul acela. Deci el avea numai informație sintetică. Da, da. Deci îți dai seama, ei, ei au... știu precis unde să apese, cum e om. Când au scos familie, femeia din familie, știau de ce face chestia asta. Femeia da. nu s-a mai, mai dat energie la bărbatul, i a dat energie la alții. Și deja, da, în clipa respectivă a pornit flirtul. Când ea a muncit, a câștigat bani, sau poate mai mulți bani, pentru că e mai deșteaptă. Adică mai deșteaptă, a. mai întreprinzătoare, mai luptătoare, mai așa, decât bărbatul prinde repede lucrurile... Și poate să facă lucrurile cu dârzenie. se străduiește acolo și muncește mult și obține performanță. Pe când bărbatul este construit să fie creativ, el se plictisește la o muncă repetitivă și nu vrea să facă. Deci suntem diferiți. Și a dus-o în afară, a obținut plăcere în afară, atunci a eclipsat ce s-a întâmplat acasă. Ca acasă, prima sex, sex care era o nemulțumire pentru ea, nu-i plăcea. Pentru că nu era acea pregătire. Continu, romantică. Romantic. Da. Încălzire, nu era acea da, încălzire da. romantică pe care a obținut cu ceilalți bărbați în timp. În timp. Deci îți dai seama, ea ce făcea cu ceilalți bărbați? Îi întreținea doar. Deci îi incitea, ea se simțeau bine, permitea și nu permitea. Făcea da. jocul acesta. Îi dădea voie să apropie de ea și în același timp îi, îi respingea. Pentru că pe ea interesa să-l incite, că incita respectivă ridica ei hormonii și se simțea foarte bine. Deci este exact ceea ce ea dorește. Ea este capabilă oricând putea să cedeze oricăruia din bărbații aceia, pentru că toți îi arătau că o doresc. Toți. Da, da. Și o doreau pentru că discuta cu, cu ei mult timp. Ea putea să cedeze în punctul final cu oricare din ei. Cu oricare din ei. Oricând. Deci, uite, au, deci au distrus de tot fidelitatea. De tot mereu. Cum? Femeia are nevoie de, o, de confirmare, tot mereu. De confirmarea că. Deci, are nevoie să fie. De ce înseamnă da. ca feminitate? Feminitate? de sentimentul de feminin, sentimentul că este femeie, este derivat din aprecierea celorlalți bărbați. Da, da, da. Dacă da. celorlalți bărbați nu apreciază, dar este o problemă că, dacă e asta la discuții, femei, bărbații apreciază doar partea fizică. Și da. Nu apreciază calitățile, nu le văd. Nu-i interesează. Pentru că ea asta a arătat. Prin discuții repetate cu ei, prin zâmbet, prin bine plăcere, prin tonalitate, le arată bărbaților că pe ea nu-i interesează decât sex. Oia pur să să fie, să nu, să nu stea acolo. Nu există un bărbat care să fie, să nu accepte să discute cu o femeie. Când o femeie inițiază o discuție, orice bărbat va rămâne. Pentru că el zice că femeia asta vrea sex. Pentru că femeia cu minte nu discută. Femeia sau bărbatul cu minte nu discută. Nu stă la discuții pentru că știe că va cădea. Nu discută, nu privește în ochi, nu se uită la femeie nici când merge pe stradă. Nu se uită. Întoarce capul. Înțelegi? Deci se apără pe sine. Pentru că noi suntem făcuți, este ca și, deci trebuie să știi cum te-a făcut Dumnezeu și să te aperi de chestia aceasta că Dumnezeu a avut alte tendințe. Pe Dumnezeu nu l-a interesat iubirea, familia și mai departe. Și trebuie să te aperi. Deci, dacă vrei iubire și mai departe, în familie, în același timp ai văzut că ne-a făcut contradictorii. Deci, bărbatul vrea femeia numai a lui. Nu acceptă alți bărbați să fie acolo. Nu poate să accepte. Și încă asta e luptă. Luptă până la moarte. Deci bărbații sunt capabili să se sacrifice pentru femeia lor. De aici se vede cum iubește bărbatul. Iubește până la moarte. Deci iubește total. Femeia nu. Păi dacă ea obține plăceri din altă parte, ea vorbește cu bărbatul ei, dar se gândește la alții. Se gândește că la ceilalți a primit o plăcere care nu egalează plăcerea care... Nu știu cum să zic... Discuția pe care o are acasă sau... Da. Nu, de, nu depășește. depășește Adică ce se întâmplă acasă Și întotdeauna va avea tendința Deci ea când face dragoste Cu bărbatul ei Se gândește la el Înțelegi? Da, deci nu, în minte realizăm, În mintea ei da. Face dragoste cu ăia care i-a plăcut ei Și cu care a petrecut mult timp Și s-a simțit foarte bine Deci nu se gândește la, la bărbatul ei Deloc și în același timp, bărbatul ei se gândește numai să-și epuizeze energia sexuală și gata și-a terminat. Deci, acolo unde nu există această luptă, acest efort de îndrăgostire continuu, de cucerire continuu a celuilalt, acolo s-a da. terminat discuția. De făcut continuu. Și unul și altul. Iar femeia nu poate să-l facă continuu, că dacă îl face cu celălalt acasă, nu mai face. <laughs> și după aceea se plânge că de ce nu mai acordă atenție bărbatului. O să spun asta în emisiuni. Când o să mai avem emisiuni de genul acesta, o să spun lucrurile acestea. Că sunt sigur că și acolo, la tine, toate femeile de acolo se plâ sunt, sunt plângăreți, Au venit mai plângărețele. Că nu, nu e bine. Păi, stai puțin, ai oprit discuțiile cu alți bărbați. Mai discuți cu alți bărbați pe, pe net. Da? Și de ce poți plângi? Da. Te îmbraci frumos, te îmbraci frumos pentru alții. Da. Adică toată energia nu, nu mai dai cel Bineînțeles că cel de acasă se simte neglijat și se duce și el în altă parte. Sau te, relația s-a terminat. Că ele zic, dacă nu mai mai acordă atenție. Că a fost frumos în la început, după aceea nu mai mai acordă atenție. Dar tu ai acordat toată atenția lui? Ai oprit flirtul cu ceilalți bărbați? Fie și prin mesagerie? Trebuie oprit. Altfel nu, nu se duce energie mă refer la iubit, iubită, prieten, prietenă și eventual soț, soție. Da, pentru că lucrurile astea se întâmplă cel mai mult dinainte. Deci în perioada de împrietenire, atunci se întâmplă chestiile acestea, pentru că femeia nu are siguranță. Zice, îmi place, dar nu știu să văd dacă rămân cu el. Și atunci ea acordă atenție la mai, multe, mai mulți bărbați. Și aici greșește. Trebuie să se. Îndrăgostirea cum se întâmplă? Numai un singur om. Nu mai ai uh, gând pentru alt, altcineva. Deci când iubești pe un singur om, atunci iubești cu adevărat. Dar când ră, ră, răspundești la mulți, discuți cu mulți, e clar. Deci pentru bărbat, când femeia discută cu mai mulți, s-a terminat. Deci nu poate să vă încrede. Poate să dorească o relație pasageră cu ea, deci uh, apropiere fizică, dar nu o să vrea deloc să facă relație. Deci doamna aceea care a pus întrebarea, în care ne ai dat-o, a, a declarat generat, o revoluție a generat, toată <laughs> nebunia asta. Da. Și să intrăm în amănunte Dar până acum am vorbit la general. Și aici este zona de general. Da, cuprinde foarte multe cazuri. Femeile da. de la tine sunt mulțumite de relație de acasă, de să se uite ce fac ele în, în afară. Și cu siguranță o fac altceva în afară, pentru că au fost multe care au căzut pradă. La prădătorii de genul acesta. Înseamnă că ele s-au gândit în afară. Au fost nemulțumite de ce s-a întâmplat acasă, dar au fost nemulțumite pentru că ele tot timpul, de ceea ce le ofera discuția cu alți bărbați, depășea ceea ce se întâmpla acasă. Acasă era doar sexul acela, rapid, iar discuția cu ceilalți era incitare. Deci ele sunt construite pentru acest preludiu. Ele mm -hmm. făcute, sunt făcute ca să, ele se incită numai după un timp, când îl văd pe celălalt că e incitat. Deci, întâi trebuie să-l incite pe ăla. Da, da, da. Și de-abia după aceea se incite ele, pentru că îi ridică toată și de-abia după aceea îi, îi se ridică. Deci, deci hormonii lui ăla îi ridică hormonii. Ei. Altfel, dacă hormonii ei nu sunt ridicați, nu se întâmplă nimic. Deci, și ea acasă, și ea acasă, bărbatul stă în expectativă. Da? Și ea, când ea, ea arată nu știu, dragoste, arată respect, înțelegere, îngăduință, susținere, apreciere, toate astea. Când e arată, ea, de fapt, îi dă energie. Mm -hmm. Când dă energie, el simte nevoia să îi dea înapoi, pentru că bărbatul așa e făcut. El e făcut pentru o singură femeie. Femeia îl face o clipă. Femeia, când se duce pe alt bărbați, îl face și pe el să fie poligam. Că el nu ar vrea să fie poligam, că nu-l susține energia, are 20% energie. Nu susține, nu poate, nu-i place. Iar place să aibă o singură femeie, iar place să fie iubit. El tot timpul cerșește iubire. Nu, nu simte că este iubit. Pentru că femeia se duce în alte părți cu, cu, iubirea respectivă. Și nu uh, dă energie numai cu bărbatul pe care l are. Iubitul ei, prietenului și mai departe. Și din cauza asta nu se potrivesc lucrurile. Deci, da. acasă, el nu, ea nu poate să primească ceea ce primește de la alții, acasă. E adevărat, Marius, dar în afara faptului că dacă se făcea un filtru flirt, conștient, adică știa ce face, dar dacă vorbim de discuțiile alea la servici sau cum te învață ăștia să fii, acum așa este întreagă, între cultură o cultură ei, de fi, doburile, da, o cultură la da, serviciu, să fie drăguță la servici să fie amabilă. Să da, fi este în băgat în marketing. În marketing. Da, exact, exact. Este băgată acest lucru. Da. Femeia nu avea habar de și le făcea că așa trebuie. Că de multe ori, mie mi s-a de multe ori zâmbeam profesional. Nu, nu. Orice bărbat, dacă lumec, zâmbește o femeie, dacă zâmbește da. la el, cade. Și apoi când pleca încă de zâmbetul, adică nu era un zâmbet, dar nu știam, nu -aveam, nu eram conștientă de de treaba asta. Și uite, spre exemplu, femeia se duce cu cu prietenii de familie, prieten, da, prietenii da. Pri, soțului. Și acolo sunt bărbați care uh, încearcă să o incite îi pun întrebări, încearcă să râdă, o, să o determine să povestească ceva, să se uite la ei și mai departe. Acolo este joc de, de seducție. Da, da. Joc de seducție. Și ea este dispusă să, pentru că zici, are ideea asta că este formată din familie, de la părinți, sau este formată de societate, așa cum ai spus tu, că ești între oameni, da? Da, da. Dar nu ești între oameni, că ăla care pornește seducția vrea altceva. Înțelegi? Și ei îi da. place. Aici este problema că femeie îi place pentru că este apreciată, îi se acordă atenție și bărbatul acela se incită. Și pare că e interesat de ea? Este, nu, da. el se incită și atunci, deci dacă ea discută cu el și zâmbește, nu știu ce, da. prietenul cu, cu soția, soțului, o incită și pe ea, îi ridică hormonii și atunci acolo a avut loc un act sexual fără atingere cu cu soțul de mână sau da, lângă soț, da, da. lângă soț. Efectiv, la masă da, are loc da. un act sexual de acesta. Real. Real. Da. Și apoi îi incită tot timpul această putere sexuală femeii și femeia mereu este dominată de această dorință. Da. Deci, fe femeia care vorbește cu mulți bărbați îi este incitată puterea sexuală și mereu. Uh, îi vine din, din ea o, o dorință de descărcare. Aceste puteri care vine din faptul acesta. Pentru că tot timpul ea, discutând cu alții, s-a simțit foarte bine și s-a descărcat energia sexuală. hormonia aceia s-au dus în tot corpul. Este o altă formă. Este o altă formă de, de sex. Dar finalul este același ce să mai spui de... de... Acum iar uh, îmi cad niște fise, așa știi? Ce să mai spui de petrecerile, știi? În care te duci, dansezi, bluzuri, unul cu altul, se schimbă perechile acolo. Acolo e norocere. Eu țin minte că aveam, în tinerețe aveam o prietenă care nu înțelegea ce îi se întâmplă, pentru că el insista să meargă la petreceri la nunți și după aceea venea și o bătea. Și el înțelegea, zice, dar nu insist eu și nici eu nu știam ce să-i zic, care ce se întâmplă, de acum înțeleg exact. Și dar el insistă, că nu spunea, hai să mergem sau... Păi insistă, insistă, se duce acolo, da, da. se dansa cu alții, atunci da, se ridica da. Da. hormonii la ea, se simțea bine, el vedea că este atrasă de alți bărbați și bineînțeles că bătea. Da. Da. E la știi că la anunț mai băgau niște de-astea jocuri populare de nu să mai termină la un moment dat. Să, tot, să... Și el devenea gelos la jocul ăla, că spunea că ce te-a stat așa de mult? Și ea spunea, păi nu s-a terminat melodia, nu? Și <laughs> de aici a intervenat toată discuția. Păi, normal, că ea se simțea da. bine, el vedea că ea acordă atenție altor da, bărbați da, și e încântată, da. se simte bine cu el. În clipa în care, pentru bărbați, în momentul în care femeia se simte bine cu un alt bărbat, râde și mai departe și petrece mai mult timp cu el, gata, pentru el este un act da. sexual fără atinge și pornește în el um, gelozie. Deci, gelozia, trebuie de să înțelegem, nu e că este el gelos, ci e produsă de comportamentul femeii. Și în lipsă. Poate să bărbatul să nu vadă nimic, să nu știe nimic ce se întâmplă. Știi, Femeia da. să discute la servici cu alți bărbat și ea simte, îl simte acasă. Simte o iritare, simte să se ia de ea, simte să o critique, și, uh, se da. comportă urât cu ea. Da? Și ea zice, păi, ce am făcut? Unde am ieșit? Și, bineînțeles că ea ascunde lucrul acestea din spate și nu, nu spune. Repet, revenim la grup. Când se discută în privat bărbați cu femei, da. din grup, E același lucru, e seducția. Da, nu da. se poate discuta. Nu se poate Sunt videourile, sunt 6.000 de video sau șapte cât sunt acum, sunt destulă informație. E toată învățătura. N-ai nevoie să întrebi. O, întreabă, o femeie întreabă bărbații, nu ca să afle ceva că sunt în video toate informațiile, ci ca să se apropie, să încheie o, o legătură, o, o prietenie, discută de obicei cu cine le place deci o femeie da, da. nu abordează un bărbat decât dacă îi place acel bărbat iar bărbatul știe clar dacă vorbește cu mine înseamnă că îi place de mine și vrea sex, asta gândește de ce și se încarcă, lege? el se încarcă atunci, deci fiecare bărbat numai la asta se gândește, deci dacă o femeie discută cu el, el îi zice că vrea sex din cauza da. asta nu se poate discuta cu un bărbat, imposibil imposibil pentru că el, asta, asta e mintea lui, asta face el tot timpul. El când merge pe stradă, când se uită la femei, numai asta dorește. Se uită, mm -hmm. le apreciază cum ar fi dacă ar fi cu ele. Pe Așa, atunci, a... dacă le-ar dezbrăca. Tot... Uite-te, o clipă. Deci, pe exemplu, discută femeia cu un bărbat, de dar nu știe că bărbatul ăla deja a dezbrăcat-o. Mm -hmm. Deci, în clipa în care discută cu ea, el, a, el deja a dezbrăcat-o. E dezbrăcată. Adică, el se gândește cum ar fi dacă ar face sex cu ea. Deci, o vede. O vede da. în pat, o vede dezbrăcată. Deci tu discuți cu un bărbat. Și la fel și pe mesagerie. Tu discuți cu un bărbat ca să te dezbrace ăla. Înțelegi? Păi și atunci ce se întâmplă în înregistrările de vulnerabilizare, Marius? În care sunt în care sunt bărbați. Ce se de... întâmplă? Și femeia își spune viața ei, îți spune... În arte mi se este uh, vulnerabilizare între bărbați și femei. Adică bărbații zice că le desconsideră pe femei. Și uite s-a întâmplat lucrul ăsta. Și vorbe, da. vorbesc urât cu ele. De ce vorbesc urât cu ele? Că le desconsideră. Da. Ei simt ceva despre femeia respectiv și din cauza asta o desconsideră. Deci, nu ar trebui să existe vulnerabilizări între bărbați și femei. Femeile acolo pot să spună ceea ce, ce vor. Discuțiile Știți comune vă... sunt discuții da. nu pe vulnerabilizare, sunt discuții pe învățătură. De dezbateri. Nu. pe dezbateri despre da. eu, despre ego, despre ce vrei da. tu, despre... da. dar nu niciodată să nu spui ce se întâmplă în viața ta cum nu ai voie așa ceva. Și nici în privat, când discuți cu cineva, nu e voie din da. ce. Nici... Da. o vulnerabilizare că adică cui? Cui te vulnerabilizezi lupului? Lupului asta, da. da. Lupul, deci el deja te a văzut în clipa în care vorbești cu el deja și a format o o părere proastă despre tine. Deci bărbatul Sigur. Dacă o femeie vorbește cu, cu el, el zice că dorește sex. Oricare da. bărbat. Pentru că altfel nu vorbește. O, o femeie cu minte nu vorbește cu un bărbat. Un bărbat cu minte nu vorbește cu o femeie da. uh, lucruri din acestea intime. Da. Și nu se poate, pentru că se împrietenesc. Se împrietenesc. Decât dacă uh, există iubire acolo. Dacă există iubire, poți să vorbească cât vor. Adică da. poți să aibă acasă soț și soție, da? Da, și da, se simt da. atrași unul de altul și se simte iubire, încetul cu încetul se apropie, vorbesc și mai departe. Acolo este, este foarte frumos ce se întâmplă. Dar nu mai așa. Și trebuie să fie unul singur. Dar dacă femeia vorbește cu mai multe, mai mulți bărbați și bărbatul vorbește cu mai multe femei, acolo nu este dorință da, de sex. Da. de să înțeleagă ce înseamnă iubire. Puterea femei de a respinge alți bărbați. Deci, o femeia va iubi bărbatul cu care e iubitul sau prietenul cu care este, în măsura în care ea respinge pe ceilalți bărbat. Asta este măsura iubirii. Cu cât îi respinge mai mult pe ceilalți, cu atât îl iubește mai mult pe al ei. Da. Foarte simplu. Din cauza asta, bărbatul este într-o poziție de neîncredere totală în femeie. Nu are încredere deloc în femeie. Că am impresia că pune și cocoșii din o gradă, n-au încredere. <laughs> în femeie. Și cum văd un prieten cum se ia la bătaie până la moarte U, cu, ala. Se, bate continu, se bat continuu. Aveam un prieten la țară care avea doi cocoși în curte și multe găini. Aia se băteau de dimineața până seara. Deci zi de zi, ăia nu făceau decât să se bată. Tot timpul. Se băteau continuu. Erau zgâriați, erau și uniți. <laughs> și pe ăștia nici nu pot să-i facă ciorbă pentru că sunt și muliți toți. <laughs> da slăbiți de atâta lupte. Găinile erau frumoase, erau ca lumea și erau slăbiți că toată ziua se Ele stăteau și admirau lupta. Da, mm. da, cine e mai tare. Da. Deci bărbatul nu, nu apreciază femeia. A ajuns într-o stare în lumea asta în care bărbatul nu mai apreciază femeia și este frică de ea și nu are încredere în ea deloc. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Și este firesc să se întâmple pentru că femeia, ducându-se la alții, că asta e natura, că ea zice, păi trebuie să mă duc și eu la serviciu să muncesc. Eu înțeleg da, că da. muncești, dar -te, să ai o discernământ în tine și când vezi că ăla îi place de tine și vrea mai mult să stea cu tine, pac l-ai oprit. Asta înseamnă. Deci, în momentul în da. care femeia oprește ceilalți bărbați, crește-i dragostea față de bărbatul cu care este. Prietenul ei, da. iubitul ei sau cine este. Deci, crește dragostea față de el. Pentru că ce înseamnă iubirea la femeie? Respinge la celălalt. Când respinge pe celălalt, atunci crește iubirea. Și la fel și la bărbat. Când bărbatul respinge cealaltă femei, crește iubirea față. De unde știi? Din fermitatea cu care el este hotărât să, să o iubească. Și zice un singur lucru. Bărbatul sau femeia care spun te voi iubi orice ar fi, în clipa respectivă înseamnă o dedicație din partea lui și o hotărâre și faptul că deci mai, nu poate să spune lucrul acesta decât bărbatul care nu se uită la altă femei. Nu poate să spună lucrul acesta decât femeia care nu se uită la alți bărbați. Dar dacă zice numai bărbatul lucrul acesta și femeia nu zice, înseamnă că ea își păstrează o rezervă, știi? Ca oric... Deci asta înseamnă că ea plăcerea de a discuta cu alții este totuși acolo. Știi? Și pentru el, deci femeia trebuie să se dedice cu totul. Bărbatul, natura lui, este să se dedice total. El iubește romantic, iubește total. De când femeia, uite, iubește condiționat. Își păstrează acolo o rezervă. Pentru că rezerva ce e plăcerea ei, ea fixează plăcerea ei și siguranța ei, stabilitatea ei, el pune pe primul plan. Dacă bărbatul cade la anumite criterii pe care le pune ea, atunci nu mai iubește, nu mai iubește total. Adică, deci, e diferență de iubire. iubirea uh, bărbatului. Dacă, chiar dacă greșește femeia, Asta este. Deci el poate, este capabil să treacă peste greșelile respective. 80% dintre cauzele de divorț, cine le face? Femeia. Cine le inițiază? Femeia, nu bărbatul. 80%. Deci îți dai seama ce nesiguranță? Asta înseamnă corespunzător că bărbații au 80% dintre ei o nesiguranță. 80% dintre ei, dacă ea inițiază și ceva. Și este mult mai mare procentul pentru că sunt și femeile care încă nu au divorțat și sunt acolo. Deci, probabil da, că sunt 100%. Deci, bărbații nu au încredere. Din cauza asta, ei, într-adevăr, femeia îi face. Că nu putem să spunem că bărbatul este poligam. Nu, femeia îl face să fie poligam. El este, să, el este făcut să aibă grijă de familia lui. Dar dacă femeia îl înșeală în toate felurile, nevăzut, fără să o vadă, el, într-adevăr, va fi aruncat în altă parte va fi dus în altă parte. Pentru că trebuie, e normal să se întâmple lucrul acesta. Deci trebuie să înțelegi că ceea ce se întâmplă deja este, este perfect divin. Noi doar analizăm ceea ce Dumnezeu a făcut deja. Da, da. Doar ne uităm așa din tribune la jocul acesta și îl descriem. Dar și în viitor nu putem să prevenim. Dumnezeu va face funcție de programele care sunt în fiecare. Spre exemplu, noi putem să spunem aici și să dorim să fim cu min, să fim serioși da. și mai departe, dar programele lui Dumnezeu poate să fie dată peste cap, adică să-ți dea peste cap programele automat. Da, da, da. Pentru că el, spre exemplu, poate să... Spre exemplu, situații pe care am întâlnit-o. Femeia religioasă, ultra-religioasă și a, castitate, curățenie sufletească, tot, toate fixate acolo și dată peste cap că îi dă Dumnezeu un bărbat fiind căsătorit și având copii. Da. Înțelegi? Bineînțeles, că acasă nu e să acordă atenție și așa mai departe, totul e terminat. Și de aceea îi se dă un bărbat ca să o dezvolte, să o ducă mai sus, să-i distrugă absolutismele. Da. Dragostea distruge idolii. Iubirea distruge idolii. Și atunci, în clipa în care idolii nu mai sunt importanți, ea este capabilă să înfrunte toate greutățile, toate adversitățile, toate împotrivirile vieții, ale familiei, ale. Uh, uh, tuturor, pentru că o să devină vizibilă. Și ea le înfruntă pe toate, aceea este iubire. Este o iubire sfântă, iubire foarte mare. Și femeia care este, și bărbatul care este capabil să facă orice pentru celălalt, este iubire sfântă. Da? Dar acum bărbatul și femeia, dacă intră într-o relație, nu neavând încredere unul în altul deloc, că asta este conjunctura, nu au încredere, pentru că nu-i lasă, spre exemplu, pe bărbat, nu lasă natura lui care nu acceptă alt bărbat. Și situația uh, care se întâmplă este că femeia mereu la servici are contact cu alt bărbat și el deja nu are încredere. Deci el nu vrea o relație. Din start, bărbații nu o să vrea o relație de lungă durată că n-au încredere. Se duc în relația respectivă, femeia face sex fără cu alt bărbat și el e deposedat de energie și ajunge la despărție. Păi de ce să intre într-o relație? Deci, ne deci au dus până la lume situații în, în poziția cele două sexe, le-a dus în, în, poziția în care să nu se mai suporte, să nu mai bă. Să, decât sex eventual, să facă și atât să facă copii și să-i preia statul. Deci a dus în poziția că zice în documentele ONU pentru 2030 că e acolo. Copiii vor fi luați de câte stat. Deci ne-a dus în poziția în care singur o să vrem asta, pentru că nu ne mai interesează, că nu ne mai leagă nimic. da. da. Și este foarte ușor să facă copii, vor face copii și vor lua statul, pentru că fiecare nu va avea responsabilitate, nu se va simți responsabil să aibă grijă de copii. Că e copilul ăla, el ăla, lui ăla, nu, simte, nu se simte responsabil. Și atunci vine statul și ea. Deci a adus lucrurile în situația în care oamenii vor vrea să fie prilați copiii de stat. Deja este pregătit. Toată situația este pregătită. La fel ca la, la creștinism. Creștinismul nu-i făcut praf. Când m-am dus în, în mănăstire și am văzut marmură. Deci mănăstire cu curte în patio, curte interioară, ca, cum sunt casele patricienilor romani. Deci are pe, lateral, are așa un pasaj de trecere și pui tu marmură acolo. Și faci și banchetă de marmură. Păi nu e nebunie. Deci nu într o mănăstire unde a trebuit să fie Dumnezeu, adică Dumnezeu unde e jos? Pe ce? Marmură? Pe cine a aprobat chestia asta? A, vrei să faci, mână să faci uh, uh, muzeu? Bine, scrie acolo muzeu, nu scrie că e mănăstire. Faci muzeu, dacă vrei să faci muzeu. Dar nu scrie mănăstire. A plecat, Duhul lui Dumnezeu a plecat peste tot și tot a fost făcut de sus. Când te duci la sâmbăta de sus, pe, pe dreapta e un culat de marmură. Și acolo pe perete sunt scrise bănci, 20 de bănci, toate sunt străine. Păi vine vine banca Manufacturer Hanover Trust Company și îți dă ție bani, zic așa ipotetic, da. îți dă ție bani să pui marmură la... Păi ce interes are banca? Nu? Deci știu foarte bine cum se distrugă. Este, se dist... Ei lucrează întotdeauna în simbolul Pune la lume, lucrează în simbolul și au o gândire inversă. Noi niciodată nu o să gândim, pentru că noi luăm gândirea directă și zicem că uite, așa ni se spune, așa scrie, zice la televizor, așa scrie, așa zice uh, doctorul ăla și noi avem o gândire directă, așa face toată lumea. Noi nu ne gândim, nu ne trece prin cap că ei o gândire inversă, întotdeauna gândesc invers. Adică, cum să, cum să facem să îi dobărâm pe ăștia? Deci, niciodată, nicio măsură, nimic nu-i făcut pentru noi. Nimic, tot e făcut ca să ne omoare. Ciocolata pe care o mănânci, pentru că știi că lecomie, ai lăcomie, nu o să mănânci doar o tabletă, o să o mănânci toată ciocolata. Prășiturile, toată mâncarea asta care este dată, carne și mai departe, toate sunt făcute pe gust. Gustul ce înseamnă? Diabolizare. Da. Poate să fie gust din, din vegan, deci vegan. Deci, o, a, da, am da, vegan. Da? Dar încep să pui tot felul de chestii acolo. Păi e gust, este idol idolatria. Pui gustul de savara este una dintre căderi. Una. Este una cu belșugul, cu bunăstare, cu comodități, cu stabilitate. Sunt una. Și este diabolizarea? Și omul da. acela devine răzvrătit și nu știe de unde, de la plăcere. El obține o plăcere mâncând vegan. De Dar aceea, în codul Bușidor... Sunt, în România, pateuri de post sau nu știu ce, toate de și de sunt de cu gust. Și atunci te-a prins, te-a prins cu gustul. Da. Și în codul Bushido zice clar că trebuie să, să te ferești de, de mâncarea gustoasă. Da. Hai să mai avem uh, puțin de dezbătut aici o întrebare. O... Că ai spus în ultimul binar, ai mai zis mai de mult dar asta e cel mai recent când femeia face din bărbatul ei un Dumnezeu, îl distruge. Dacă vrei să intrăm un pic în... Care e linia fină între a sluji, a fi, a susține păi bărbatul? acea afirmație. Ceea ce poți tu să faci singur, vei face singur. Ceea ce pot eu să da. fac singură, voi face singur. Să nu cer să te slujesc. Să nu cer ceva dacă tu poți să faci, să te ridici la scaun, să spui ciorbă, mănânci-o singur. Această afirmație unește, unește uh, relația și o, și o consolidează. Această simplă afirmație. Pentru că în momentul în care uh, unul, doar unul dă, și bărbatul da. se da. poate da grijă față femeie, să o iubească așa de mult încât să nu știe ce să facă să fie bine, mai bine, să îngrijească. Deci dacă doar unul, nu mă refer la situațiile când e la pat, când e bolnav sau da, bona. Da, da, da. Deci când doar unul dă energie și celălalt ar fi putut să facă lucrul acela singur, îi încăște orgoliu. Aici e problema. Da. Când îi crește orgoliu și face asta în mod repetat, ca asta se întâmplă zi de zi, când tot timpul femeia servește bărbatul, când bărbatul poate să-și facă singur. Înțelegi? Asta s-a întâmplat pe, și pe școala iubirii, cu femeile care au... S-au dus spre slujire și apoi... Fost... Ei au căzut, da, au devenit orgoși, au avut pretenții după aceea, da. nu? I -a, -a, a zis că totul li se cuvine, da? Și da. acum da. avem slujitoare. Da. Și pe ei a crescut orgoliu. Și când a crescut orgoliu, pentru că femeia nu i-a oprit, n-a făcut decât să-i întărească orgoliu, atunci vine Dumnezeu și îi dă o nenorocire, îi dă o boală, îl bagă la pat, știi? Da. Deci, să, să nu cadă bărbatul că femeia trebuie tot timpul să îl slujească îl va băga la pat Dumnezeu. Îl va duce într-o boală sau o boală de lungă durată. Se poate, deci dacă este făcută de 10, de 20 de ani chestia asta, el va avea cancer cu siguranță. Așa se face cancerul, prin, prin preocupare intensă pentru binele propriu. Asta înseamnă definiție. Deci bolile vin gradat pe nivelul de orgoliu al fiecăruia. Sau nenorocirile, sau necazurile, sau accidentele, sau pierdele. Și nu este de acolo. Deci, femeia te subjește sau bărbatul subjește femeia continuu, și deodată vine o cădere de genul acesta la care nu poți să faci nimic. <coughs> Pentru că Dumnezeu zice, erai acolo, puteai să-l oprești, dar de ce e întărit orgoliu? Ce însemna iubirea? Iubirea nu, nu întărește orgoliu. Ajută, susține pe celălalt, dacă în celălalt poate să facă ceva singur, îl oprește. Îl, 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 îl pune să facă e, singur. Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă trebuie să stăm la masă eu mă duc cu ciorba mea, să duce și el cu ciorba lui, nu? Adică să de să intrăm că sunt nuanțe aici. poate Unea să... Masă? Da, da poate așa. să zic că astăzi servesc eu ciorba, mâine servești tu. Dar știi că s-a intrat la început o, uh, școlii când s-a intrat cu slujirea așa s-a intrat că astea sunt lucrurile de femeie. Nu-l pui pe bărbat să dea cu aspiratorul să spele, să spele tu Încetul, încetul am învățat da. școala iubirii nu, e, nu se născut deșteaptă. Și în încetul da. cu încetul da. au venit situații multe, păi am evoluat. Să le, discutăm, să le dăm din acum înapoi ca să se înțeleagă da. despre ce păi vorbim. dăm înapoi. Da, da. Dăm înapoi. Deci se poate stabili o regulă, astăzi servesc eu, mâine servesc tu. Sau da. astăzi te servesc eu în orice, mâine mă servesc tu în orice. Și asta se poate. E, e doar o problemă de energie, să știi. În momentul în care celălalt poate să facă ceva și nu face, ai crescut orgoliu. Atunci cum 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 rămâne cu uh, acum dau un exemplu concret. Soțul meu îi place tot mereu să se ducă spre cei mici care îi avem pe lângă noi, să se ducă, să se schimbe sau să nu știu, să le dea să mănânce, sau asta e ok că eu mă duceam și interveneam, spuneam că nu e ok să facă un bărbat treaba asta. Păi nu e ok să facă un bărbat așa ceva, pentru că ne, da. uh, el își pierde din masculinitate, își pierde din energia masculină, o să apară probleme în viața lui, situații da. critice la serviciu sau altfel, da, știi? Da. la o simplă preocupare prea mare, prea multă pentru copii. Da. Nu ar fi normal bărbatul să facă chestia asta la copii. La cu copii, că asta e chiar... Păi. Spus, cine e de mama? La mine, cine are 80% energie de lui Că nu e mama? Da. <coughs> Păi, Bine, la... acum nu, nu se duce tot timpul, dar văd că are, că nici nu are când. Dar are tendința asta să facă lucrurile astea care chiar țin doar de, de femeie, de mamă, de. Deci pe. pe, copii, pe copii. Adică iubește foarte mult pe, pe cei mici. Neatenția părinților întărește copilul. Da. Neatenția. Da. Și cu atât mai mult când are vârste mai, mai înaintate. Ar fi nevoie să îi dea libertate de decizie. Să căutărească singur pentru viața lui și să nu-l nu controleze, să nu-l conducă, să nu-i spună așa să faci. Nu. Da. Se zică de fiecare dată, tu alegi. Îi poate prezenta alternative. Uite, dacă faci asta, din experiența mea pot să spun, da. se zică, dacă faci asta, acolo ajungi, dacă faci aia, acolo ajungi, tu alegi. Să lasă de fiecare dată să aleagă el. Și mm -hmm. atunci, capul trage, capul face. Deci el va alege și așa va, va învăța ce să aleagă. Da. Și va deveni înțelept. Și nu va ajunge bine, la o creștină. Da. da. Orice alege e bine, pentru că oricum e experiența lui. Păi e experiența lui Dumnezeu, el da. joacă acolo. Îl, să nu avem noi încredere, pentru că nu știm că e Dumnezeu în față. Dacă am ști, da. l-am lăsat în mâna lui Dumnezeu și atunci am, avem încredere că totul va fi bine. Deci numai atunci va fi bine când noi nu intervenim. Da. Atunci va fi cel mai bine. La copil nu poți să intervii. Este imposibil. nici nu copilul tău. Păi vezi că cu energia asta feminină s-au jucat iar cu. că acum știi că există posibilitatea ca și tata să-și ia concediu de. să stea acasă cu copilul. Păi și-au un joc. Exact. Au făcut, da, au inversat da. energiile, știi. Când da, tata ar trebui da. să-și vadă treaba lui. N-are treabă cu copilul. Exact. Da. da. El, el, el este, cum să zic eu, e un stâlp, așa de demnitate, de putere, e un exemplu. E exemplul la, da. care, la care mă uit. Și vreau să ajung ca el. Asta, trebuie, asta da. e treaba bărbatului, să fie un exemplu, ce model. Doar. Nu să se ducă să schimbe scutecele la copii. nu da. le treabă. Sau să plimbă copil. Păi S-a dus energia. Deci copilul o să zică că îi... între mai încolo, pe cine e tu mai mult? Și el o să zică pe tata. Păi ce tata a făcut? <laughs> da. Mama. Deci inversare. Pe cine nu iubești tu cel mai mult? Pe tata. Și mama? Așa, așa, așa. Din când în când. E mama pe unde? Nu știu pe unde. Are treaba. E Dacă pe mesaj. E plăcută Da, E pe mesaj mama. Mama e sluga noastră. Da. Deci asta este. A fost o emisiune foarte intensă. Intens, așa am simțit-o și eu. Dar simțeam să mai spunem, că nu am spus cu totul da, toate da. lucrurile. Și concluzia este că ambele părți sunt în nesiguranță. S-ar putea să se intre pe un făgaș corect, am spus. Când femeia și bărbatul opresc discuțiile cu alții, atunci energia o dă numai acolo. În clipa în care nu știu ce să facă ca să aducă motive, dovezi de dragoste unul altuia tot timpul, asta este, este foarte mult, întărește dragostea, apropia fizică vine ca un cununare a dovezilor respective, făcute continuu unul pentru celălalt, da? și atunci este normal și se consolidează relația. Că dacă întreabă cineva și nu zice nimeni că chestia asta, de care este situația ideală, cum se, pot, cum se pot consolida așa. Deci, femeia iubește bărbatul numai când nu mai acordă atenție la ceilalți. Atât. Când închide legătura cu ceilalți. La fel și bărbatul. Bun, și atunci începe consolidarea relației. Pentru că se simt, simte că celălalt este unicul pentru el sau pentru ea. E cel mai important. Când simți că celălalt vine spre tine, tot timpul te întreabă cum ești, ce, ce mai faci. Arată Sunt interes. Ziua, lucruri de asta normal. Arată da. interes. Da, dacă nu mai vorbește deloc cu tine, ce faci? Da. Și omul așteaptă tot timpul să-i se acorde o atenție măcar o dată pe zi sau puțin. Deci asta înseamnă dragoste. Să mergi pe celălalt continuu. Da. Deci există idealul acesta. Este posibil, este la îndemână, dar este contra uh, comportamentului tuturor, știi? Societății. Societății. Da. Că noi vedem, ia uite că ăștia afirtează toți, știi? Da. Și tu ai experiență că te simți bine în apropierea altor femei sau altor bărbați și gata. Da. Pentru uite, că cu aceea depășește apropierea nimeni. fizică de acasă. Poftim? Da, zic, uite, zic reproșul. La acea au casa plină, la noi nu vine nimeni, nu ne vizitează. Da, da. Și, da. uite, în momentul în care unul merge spre celălalt și nu știu ce să facă să fie mai bine, ajungeți, pe exemplu, la acea apropiere fizică care este, de fapt, o hrănire a Sufletului. Nu e, pentru că energia nu se mai duce în jos, da, se duce da. în sus, bun să ajunge la ea, acea fericire care se obține, că spun, se, se iese deasupra capului, acea, acea fericire care se obține, îi depășește orice flirt. Da, da, Depășește tot, șterge tot, a terminat cu toți. Și chiar dacă nu se ajunge la, 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 nivelul acela, pentru că vine în urma unor dovezi de sacrificiu de sine, este de o frumusețe deosebită, Orcum simți super... drag, și aia e dragostea. Dragostea da. înseamnă îndrăgostire continuă. Asta este dragoste. Asta înseamnă, ne zicem despre iubire, dar iubirea înseamnă o îndrăgostire continuă, dovezi continue de dragoste pentru celălalt. Da. Da. Și este posibil și se poate lucrul ăsta. Dar, uite, că suntem în situația în care niciunul nu are încredere în celălalt, dar se poate recâștiga încrederea. Dar trebuie să fie reciprocitate. Dacă nu e reciprocitate, nu, nu poate să ba... nu poți să Nu poți să batea una să bate și alții nu poate să ridice, are da, Nu da. se ridică. Se promujește. Da, nu zboară. Da. Deci căsătoria sau uh, prietenia sau relația este de fapt uh, ca o pasăre și trebuie să bată în același rând și să meargă în aceeași direcție. Adică ce înseamnă aceeași direcție? Amândoi să facă același lucru. Merg unul spre altul da. continuu. Uh, întotdeauna când au ceva nemulțumiri să le discute. Să le discute și să spună clar. Uite, ne întâlnim la o cofetărie împreună și discutăm. Da. Ce nemulțumire ai tu, ce nemulțumire am eu și cad de acord și negociază. Da. Lași și tu, lași și eu. Asta cu discutatul afară e foarte indicat, pentru că în casă se mai încing spiritele afară, ești uh, uh, forțat să te Da, menția. da, da, te nu duci să să undeva într-un loc neutru. Public. Da, da, da. Uite, am văzut o situație de genul acesta la televizor, la un film documentar, o familia avea mulți copii, să zic 11 copii. Și femeia, îți dai seama, ăia 11 acolo era o, bătălie continuă, o continuă, nu știa cine se abă. Unul în brațe, doi se băteau. Și ea spunea, sunt depășită. Ce, ce, facem? Și zice, hai să discutăm. Și lăsa și el, știi, găsea o soluție acolo la serviciu să vină și el, să îi preia din... Din sarcini, și ea se mai odinea și mai dormea, că nu putea să doarmă. Deci, există soluție. Întotdeauna există soluție. Nu mai să se vrea. Nu mai să se vrea, da. Dar trebuie să, știi, să știm pericolele. Și femeia și bărbatul trebuie să știm că acolo, în, în noi, sunt niște, puse niște mecanisme care n au interes. Noi, de fapt, luptăm împotriva naturii noastre. Da. Naturii noastre care este făcută să cădem. Adică este făcut în așa fel încât femeia este foarte vulnerabilă. La discuții cu alți bărbați este extraordinar de vulnerabilă. Acolo cade ea. Pentru De ce cade ea acolo? Pentru că este exact modalitatea prin care ea satisface simțurile. Deci discuția cu alți bărbați îi oferă ei timpul acela. Că ea are nevoie de timp ca să ajungă de un preludiu, de o încălzire. Ca să ajungă la sentimente să poată să cedeze. Știi? Și bărbatul celălalt, bărbații aceea, asta îi oferă. Deci-i oferă exact ceea ce are nevoie. Și femeia, în discuții cu alți bărbați, poate să cadă oricând. Oricând. Da. Și bărbații ei știu și o atacă în toate modurile posibile. Și insistă și mai departe. Și mai departe, nu știu. <laughs> A, e, îi place, ea place, ea să știi, ea obține o plăcere mare când, deci, la un moment dat, îi incită și, în același timp, îi refuză. Deci, când vede că ea da, da. spre ea, un joc. ca să mențină, da, un joc, ca să mențină tot timpul interesul celuilalt, că ea se hrănește cu dorința lui, incitarea lui. Da, da, e, da. Incitarea lui îi ridică ei hormonii și se simte bine. Deci, se duce în poziția în care să incite tot timpul și ajunge să învețe, să incite bărbații, să i seducă în modul ăsta să se rănească cu energia pe care ei o liberează. Da. Da? Dar și bărbații sunt fraia. Dar ei, ei, doresc sex. În momentul în care o femeia face chestia asta, ea, ei îi desconsideră și ei o văd ca o pradă ușoară. E doar o problemă de timp până cade. Dacă insistă, poate să cadă femeia. Deci îți dai seama, o femeia cu care ieși poate să cadă oricând la o cină. Cum se simte bărbatul ăla? Că dacă vede că se îmbracă frumos, este atrăgătoare cu haine mulată pe corp și mai departe, și e bine plăcută că o vede când merge cu prietenii sau o vede în alte situații. Când dacă este bine plăcută prietenul, va fi bine plăcută cu orice bărbat. Da da, 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 Dacă este bine plăcută cu orice bărbat, nu va putea să fie bine plăcută cu cel de acasă. Este posibil să a dat energia acolo și a satisfăcut simțurile și nu mai are nevoie. Acasă va fi iritată. Va fi iritată, îl va vedea greșit, îl va ataca, îl va fi nemulțumită de el. În același timp îl va îndemna să se ducă și el în altă parte. Și nu este în natura lui. Am spus că natura lui esențială este să aibă grijă de o familie. Uite, de la animale. Au o familie. Toate anim animalele au o familie. Nu e general. Sunt și alte situații. Că ego-ul ar, ar sări imediat. Când zic chestia este asta, din ego și. Da, dar nu știu ce. Era <laughs> ego. e diavolul. Deci, dacă vrei să o vezi pe cineva dacă ai un diavol lângă tine, acela zice, da, dar. Și vine da, cu dar, ca cu, să uf, te Da, Nu știu ce pasăre, uite cum știi? Da, uite cum face. Dar, dar, uite cum face. <laughs> și este una dintre o mie de specii. Da. da. Și atunci el se duce și el în altă parte, dar nu se se duce, pentru că el este făcut să, să are o iubire romantică totală pentru singură femeie, pentru o singură familie. Se duce în alte, în alte părți. Dar știi în ce condiții? În condițiile în care femeia, spre exemplu, la l-a servit tot timpul și a crescut grija de sine, adică el se preocupă numai de sine, ajunge să-și da. să -și, să -și facă unghiile, să se epileze ca femeile, deci l-a făcut să se ocupe numai de sine. În clipa respectivă, acel bărbat se va duce la altele. Deci când el se preocupă numai de sine, să ai siguranța că se duce la altele, pentru că el se preocupă pentru de sine pentru altele, pentru celelalte se preocupă de sine. Deci când bărbatul se ocupă numai de sine, el se ocupă pentru... Pentru altele, face asta pentru altele Deci trebuie să știi nice. Și dacă îl întreb, am povestit Poți să-mi iau sandale decupate? Și el zice nu mă, nu mă deranjează Păi nu-l deranjează pentru că nu-l deranjează la celalte Pentru că nu are sentiment de posesie El a pierdut sentimentul de posesie Soția lui nu, nu mai simte ceva pentru ea Atunci o tratează pe soția lui Așa cum le tratează pe cealaltă Poți, Poți să pui Poți să-ți nu mă deranjează da asta înseamnă că pe el nu-l deranjează Nici la cealaltă pentru că îi place pentru că lincită. Da. știi? În cazul De exemplu, energia care o pierde de la soție o câștigă pe altă parte și de asta nu e așa. Deci energia pe care nu mai dă la soție o dă la altele. Exact, da, da. Sau și care la fel soția femeia. o dă altuia că el pierde dacă soția îi dă altuia cu sandale, cu nu știu femeia ce. Femeia nu se simte apreciată și se duce la alții. Dar cum este problema? Da. Întâi... Întâi ea se duce la ceilalți și atunci bărbatul nu mai apreciază. Da. Deci o desconsideră, să fie clar asta. Deci, ea nevăzut. Deci, bărbatul nu știe ce face ea la servicii, dar discută cu mulți bărbați, se înfierbântă și înfierbântă pe ea. Bărbatul nu știe asta. Știi? Dar când ea face chestia asta, bărbatul va desconsidera, va simți, o, o va urâ, va simți să o atace, să o critique, să o acuze și mai departe. Și invers. Când bărbatul se duce la alte femei, va simți ură, dar el nu se va duce la alte femei. Întâi trebuie femeia să-l înșele, ca după aceea el să se ducă în altă parte și se va duce în altă parte. Numai dacă, spre exemplu, el vine în căsătoria respectivă așa, de, ca, un, ca un prinț, adică să se ocupe numai de sine, așa a fost învățat de mama lui și a, așa... Așa întotdeauna a fost servit și are pretenții să fie servit. De aici iar găsim o Așa a venit. De... Deci a, -a punit o altă nuanță. Deci a, așa a pănit, și atunci cu bărbatul a din start, că n-ai ce să faci. Și bărbatul Sau acela făcând e... chestia asta o aruncă pe femeie în, în altă parte pentru că având nemulțumirea acasă, ea va, va căuta împlinirea cu alți bărbați. Da. se simtă bine cu asta. Și tot timpul va face asta. S-ar putea ca fie. să aibă suficient de cernământ să-i să refuze, să nu meargă până la capăt? S-ar putea să aibă discernământ sau s-ar putea da. să aibă discernământ? De Depinde cât de amețite, cât o amețesc ăștia. Să știi că e foarte periculos. De exemplu, femeia când se îmbracă frumos și merge pe stradă, bărbații o privesc, o doresc, își bagă în minte și ea deja începe să pierde energie. Știi unde pierde cu bărbatul care ea simte reciprocitate. Deci ea se simte atrasă de un bărbat de pe stradă, îi place de acel bărbat și bărbatul acela îi place de ea, cu acela face cordon energetic. Și se va întâmpla să se mai întâlnească. Să se mai întâlnească din când în când, pentru că deja este o energetic energetică, îi apropie. Îi face aleatoriu să ia și să-i aducă să se întâlnească. Pentru că pe Dumnezeu îi interesează uh, altceva decât ne interesează pe noi. Deci femeia este făcută în mod natural să cadă are la un nivel, are naivitate. De ce are naivitate? Pentru că pe ea interesează să se simte bine. Da? Și atunci nu vede că, de fapt, simțindu-se bine, a intrat într-o conjunctură care este un act de seducție și îi incită pe prădător, pentru că ea se simte bine să i Că am văzut în jurul ei, așa, femeile discută cu bărbații. Și ce e normal da. să fie, că suntem între oameni. Normal, nu e normal. E... Da. Nu se poate discuta. Dacă ești cu un bărbat și ai un bărbat acasă, sau un prieten, sau un iubit, nu e normal că îi vei da energie lui și îl vei respinge pe acel de acasă. Îl vei vedea efect. de unde știi? În momentul în care îi reproșează prietenului care este, îl atacă, îi reproșează lucruri, știi, îl contrează, îi dă replică, știi, cum să zic eu, reacționează. Când reacționează, înseamnă că ea dă energie la alții. Că de-aia reacționează. Deci dacă l-ar iubi pe omul acela cu tot, n-ar mai reacționa la, la alții. N-ar mai reacționa -ar la el. Deci dacă reacționează la el, înseamnă că ea discută cu alți bărbați și se simte bine. Și da. pe de altă parte, dacă bărbatul ei îi zice ceva, dar de ce faci lucrul acela acelor bărbați, ea se simte ofensată. Că de, e, nu este norm, e normal să facă lucrul acesta, că trăim printre oameni. Da. Nu, nu trăiești printre oameni. Când sunt bărbați în față, nu mai sunt oameni. Sunt, de fapt, mecanisme de seducție. Sunt, ei funcționează ca niște animale. Înțelegi? Și nu se poate lucrul ăsta. Și este firesc să se întâmple lucrul ăsta. Poate să cadă și de unde știe bărbatul că a căzut? Pentru că reacționează la el, la lucru de nimic. Reacționează, ripostează, are o formă de iritare. Când are iritare, înseamnă că are plăceri mai mari. Și plăcerile cel mai mari sunt de discuție cu alți bărbați. înțelegi? Da. Și atunci ceea ce se întâmplă cu prietenul, cu iubitul, cu bărbatul ei, nu de... este sub nivelul plăcerii care este dată cu alții. Da? Adică, îl simte nevoia să-l atace. Simte nevoia să-l desconsidere. Știi? Da. Simte nevoia să îl umilească, să îl jignească. Simte nevoia, are răutate și îl jignește. Da? Pentru că ea apreciază. Care femeie jignește? Cea care apreciază o relație în, în afara legăturii normale. Cea care discută cu mulți bărbați va jigni bărbații. Va, va jigni pe prietenul ei, pe iubitul ei, pe bărbatul ei. Va jigni. Îl va umili, îl va va da. vorbi urât cu el, mai vorbesc că îl împingeți pe în altă parte. Și este nuanța asta de care am zis că vine un bărbat care în familia lui, mama lui l-a servit tot timpul, l-a îngânfat, l-a făcut să fie orgolios, da? să se preocupe numai de sine și acest bărbat va cere același lucru de la femeia respectivă. Da? Și femeia aceea va, îi va da toată atenția, dar până la un punct, pentru că în momentul în care va vedea că nu o să aibă șanse niciodată să-i acorde vă, atenție acest bărbat, se va duce spre alt bărbat, cu siguranță. Deci femeia care nu primește acasă atenție de la bărbat, se va duce la alții cu siguranță, orice ar zice ea. S-a dus da. și se va duce și s-a dus. Deci, imediat să știe omul. Poți să știi totul despre el. Deci te uiți la îmbrăcăminte, la gestul, la comportament, la ce spune și în, în timp scurt poți să știi absolut că ar la fix. Parcă ești, nu știu ce. Da. Magician. Eu sunt vizibil. Și în cazul ăsta nu există șansă de înțelegere. Dacă femeia evoluează, ascultă cele 6.000-7.000 de videori și evoluează spiritual, s-ar putea ca Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna vrea să te ajute să evoluezi mai da. mult și distruge, poate să distrugă relațiile, nici nu contează pentru pe el, interesează să mergi mai sus. Dacă femeia dă dovadă că înțelege, respinge ceilalți bărbați și atunci se încărcă cu energie, că respingerea celălalt bărbați înseamnă că dă energie numai la iubitul prietenului sau bărbatului, ei. Dă energie numai la. Și atunci, când dă energie, se hrănește sufletul, hrănește sufletul celuilalt și mulțumirea celuilalt îi vine înapoi, sub formă de iubire. Deci omul degeaba vrea ca celălalt să fie reciprocitate, trebuie să fii tu întâi și atunci vei primi reciprocitate. Bărbatul de care ziceam noi că se preocupă de el, el nu dă. Și dacă nu da. dă, atunci soția lui nu, nu este nemulțumită, nu are reciprocitate, nu primește afecțiune și atenție și atunci se duce la alt bărbat. Cu siguranță se duce. Deci te, duci, te uiți cum este bărbatul unei femei și știi cum va fi, ce va face femeia. Ea cu siguranță se duce și îi place să discute cu alți bărbat. Iar plăcerea pe care o obține acolo nu e egalată de nimic, pentru că bărbatul, dacă se vrea la sex, iar ea ce îi dă ceilalți este exact ceea ce a dorește: preludiu. Preludiu, da, da, da. deci acea incitare. Deci ea vrea să fi, să ajungă să facă sex numai dacă este incitată. Dacă, dacă simte, ea trebuie să simtă că celălalt o dorește, că o vrea că e nebunit după ea, simte asta, pentru că îi ridică și uh, ei hormoni. Când i-a ridicat hormonii, are un fel de amețeală, nu-i de seamă o stare de bine plăcere, este, se simte bine cu... Și când are această stare, starea aceea este deja un act sexual. De ce? Că s-a dus hormonii în tot corpul. Da, da. Că ăla i-a ridicat. Deci ea este incitată numai când îl incită pe celălalt. Deci cel, celălalt trebuie să fie incitat ca ea să poată să se incite. Deci ea face tot posibilul ca să ajungă la paroxins, să-l provoace pe bărbat, iar bărbatul stă pentru că ea se gândește, el se gândește că femeia aceea, el are aceeași perspectivă cu cel de acasă. Se gândește că femeia aceea o să facă sex cu el în momentul în care o să o vrăjească. Deci el va sta de la discuție. În mod obișnuit, niciun bărbat nu discută cu femei femeie, că sunt sisteme diferite și nu se înțeleg, nu au nevoie. Dar dacă stă, înseamnă că el a înțeles că femeia aceea dorește sex, că i-a arătat asta. I-a arătat. Și atunci va rămâne cu, cu ea până când va, va, încerca să se apropie de ea în toate modurile. Deci toți bărbații o vor dori, îl spun că toți cu care femeia discută mult timp, toți o vor dori. Că ea discută cu ei ca să o dorească. Și ea obține de la fiecare din ei energie. Când un înibit pe fiecare, îți dai seama, vorbește cu cinci bărbați pe zi sau 10 bărbați pe zi, femeia aceea, îți dai seama ce energie primește de la ei. Apreciere, dorință, simte dorința, îi crește, crește hormonii, da? da. Acolo îți dai seama ce, ce senzație de bine are ea. Ea vine fericită acasă. Și ce să mai vorbească cu celălalt? Că celălalt vrea sex. Și ea a deja a obținut ceea ce i a dorit. Pentru că ea e făcută pentru o iubire care pentru o satisfacție sexuală care rezultă în urma unui preludiu. Acest tip de iubire are femeia. Deci femeia acasă trebuie să ai o continuu efort de cucerire, da? de, de îndrăgostire, ca ea trebuie să fie încălzită, știi? Ea nu iubește așa, brusc cum vrea bărbatul. Dar ce îl face pe bărbat actul Actul acela de posesie, îi face, el se duce la ultimul lucru. Zice, da. Ce să mai stau eu? Că am pierdut atât. Am stat așa un an de zile, Chitisem doi ani de zile. undeva sau am auzit undeva, nu mai știu, că uh, cineva spunea, zici, dacă vrei să faci uh, act sexual cu femeia seara, tu trebuie de dimineață să încep cu mesaje, cu ce știu eu, adică peste zi. Da, să cucerești continuă continuu în viața ceva, da, 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 Ca da. să o găsești pregătită da. seara după așa. Și femeia, face, și femeia dorește lucrul ăsta și se acordă da. atenție. Atunci relația va funcționa și va dura o viață. Da, da, Prin mii de dovezi de, de dragoste unul față de altul, de sacrificiu. Adică trebuie să-ți lași binele tău. Mm -hmm. Că bărbatul ăla care doar este servit, el nu-și lasă binele. Păi atunci gata, da, e terminată da, da. de la început relația n-ai voie să te căsătorești cu un bărbat care este preocupat numai de sine. Te uiți la el, vezi cum sunt părinții lui și eu, mai departe, ce se întâmplă acolo din gesturi, din comportament, vezi cum este. Nu te căsătorești cu un bărbat de genul ăsta că s-a terminat. Este terminată de, de, la început. Nu te poți căsători de milă, de, nu știu, nu te poți căsători decât cu acel bărbat care îți Duce mii de dovezi, un an, doi, trei, cinci ani. Aha. Deci când îți aduce dovezi de dragoste continuu, atunci cu bărbatul ce nu poți să faci o casă frumoasă. Dar dacă el este preocupat numai de sine, deja este terminată problema. Dacă el se duce numai spre sex, adică nu vrea, nu vrea să ia, ia, deci trebuie și el, deci dacă bărbatul ar, dacă bărbatul ar putea, dacă femeia ar vrea. Deci, bărbatul trebuie să facă ce face femeia, ce dorește femeia, și femeia uh, trebuie să îl îngăduie pe bărbat, știi, și să nu-l prejească așa de mult. <laughs> să nu-l arde așa de mult. Da. Deci trebuie să vină unul spre altul continuu, iar apropia fizică nu trebuie să fie făcută scop. Când ea este, uh, că se întâmplă, din, din da. foarte multă dragoste, din uh, faptul că se simt bine împreună, își aduc dovezi, apare îndrăgostirea. Când apare îndrăgostirea, atunci poate să apară uh, sex. Și nu este o problemă, să răniște suplătul. Deci, femeia pe undeva îl învață pe bărbat. Uh, deci, suntem duși prin reguli și așa mai departe în direcții opuse. Când a da. fost pusă regula cu certificatul de căsătorie cu primăria și cu biserica, în clipa respectivă le-a dat sentimentul de posesie. Când le-a dat sentimentul de posesie, este avantajul bărbatului sentimentul de posesie. Da. Pentru că bărbatul va dori să stăpânească, are și putere, să stăpânească o femeie, să o domine, știi? Și o forțează. O forțează la sex. Când femeia, ea nu poate să se bucure, deci ea nu se bucure la sex. Ea îi trebuie preludiu acela încălzirea respectivă și să îi, îi se aducă dovezi de dragoste. Păi dovezele le aduc ceilalți. Acasă nu este nicio dovadă. Și din cauza asta se termină lucrurile repede acasă. Da. Ea, ea acceptă sexul respectiv, dar nu are dragoste. Ea, când face sex, se gândește la ceilalți. Înțelegi? Cu care i-a obținut acea plăcere, fără atingere. Deci bucuria e cea mai mare. Ea aproape că nu are nevoie de sex. Nu are nevoie deloc de sex. Femeia, deci iubirea aceasta fizică este făcută doar pentru a face copii. Da, nu e făcută da. pentru sex. Și este făcută, dacă se întâmplă să fie sex, apropiere fizică, ți-am spus, trebuie să fie un cununare După un timp, nu știu cât timp, îndelungat, de luni, de zile, săptămâni, nu mă pricep, în care ei și-aduc dovezi și atunci când se întâmplă, este din dragoste. Deci se doresc din dragoste. Și este, de fapt, o cununare și se rănește sufletul, pentru că nu se mai poate să... Se unește sufletele atunci. Deci numai iubirea care este din dragoste, unește sufletele. Altfel nu. Ce e terminat. Dăi, ai plecit așa, ce poți. M-am pleșit pentru că mă gândesc în teorie, poate că există, dar în practică de pe ce vorbim? fi. Adică mă gândesc zic, în ziua de astăzi, cine, cine, nu știu, or fi, poate, dar cine așteaptă trei ani de zile să ajungi, să primești dovezi? Nu stă nimeni, Mariu, să fim serioși. Și nu numai că nu stă, dar cred că nu... Păi te nu e vorba de trei ani de zile, este vorba că nu știi da. care este limitele. Stai puțin. Deci tu pornești din dăruire. Tot timpul unul altuia se oferă, da. se ajută, se susțin, se sacrifică unul pentru cealaltă. Și apare după un timp, dar nu știi cât timp. Îndrăgostirea aceea, da? Dovezile astea înseamnă îndrăgostire. Da, da, da. Că Dumnezeu la fel zice, după mii de jertfe, ce înseamnă? Să te îndrăgostești de mine, să mă dorești pe mine mai mult. Jefa asta înseamnă să-L pui pe Dumnezeu da. pe primul plan. Și nu poți să-L pui dacă nu faci jefă. Imposibil, că n ai energie. Trebuie să se ducă pistonul în jos de ego. Deci la fel și la relație. Când ego-ul s-a dus în jos, tu nu mai contezi și tu te ridici ca să-L ajungi pe celălalt din propria inițiativă și devine felul tău de a fi și o faci din drag. Da. Atunci poate, se poate ajunge oricând, nu știu când, la dorința aceea de apropiere fizică care este de fapt un încunulare, o unire. Nu e dorință, nu e sex. Este unirea sufletelor. Nu mai poți să numești sex. De sex că e doar ăla da. când se duce energia în jos. Când e făcută scopul, ăla este sex. Dar asta nu este sex. Este această energie care o ridici, se duce în tot corpul tău și este o stare de extaz extraordinară. Da. Care, care este un fel de încunulare, de unire a sufletului. Că sufletele, sufletele, pentru că tot timpul s-au susținut unele una pe alta unul pe altul, atunci a simt nevoia să se unească. Deci e o unire. E unire, da. căsătorie e pentru unire. O întopire, sau cum pentru să contopire. Zice, da. Și atunci apare acea bucurie <laughs> care deci această bucurie care vine în urma sacrificiului este o bucurie care depășește lumea asta. Depășește materia, depășește corpul. Corpul nu mai contează. Nu mai vezi corpul. Nu mai contează. Te unești în această dragoste împreună. Și nu o poți și depășește orice flirt. Și orice fericire de pe lume depășește această dragoste. Pentru că și dă trăinicie relații. Și când ai această dragoste venită în urma sacrificiului, nu o să vrei niciodată să te duci la altă femeie, și nu o să vrei niciodată să te duci la alt bărbat. Niciodată. Este imposibil, s-a terminat. Deci, acest tip de dragoste să-l atingem noi. Dar nu se poate face pentru că bărbatul e actul acela de la primărie. Care îi dă lui puterea să o domină, că el vrea să distreze că și mai departe, femeia nu poate să accepte chestia asta că ea este făcută pe. ea primește. are se declanșează iubirea după timp, după încălzire multă, da, da, da. atunci se declanșează, deci îi trebuie foarte mult timp. Nu știu cât timp, deci nu pot. Și să vezi o chestie, o clipă. În da. momentul în care ei ajung așa la un rim al lor propriu, intră în îndrăgostire, deci, a atins această stare extatică, extraordinar de frumoasă, care depășește tot ceea ce există. Dar aceasta estatică îi va face tot timpul să caute, să se caute unul pe altul, să se bucure că sunt împreună, să se bucure că se sacrifică unul pentru altul și, după aceasta, să, să se întâmple acea, acea unire a sufletelor. Și nu pot să știu cât, după cât timp. Înțelegi? Nu pot să știu. O să ajungă să fie important, de deci ea se transmută. Această, această stare de extaz, se transmută și devine extaz, comportamentul de zi cu zi devine un motiv de extaz. Faptul că ești cu celălalt, faptul că îi dăruiești, că îl slujești, că ai grijă de el. Da. devine uh, miile de dovezi de dragoste devin în sine, actul acela ecstatic, adică extazul acela care se obținea în urma apropierei fizice, se, se trece în dovezile acestea de zi cu zi. Și atunci să știi că familia aceea nu se va despărți niciodată, iubirea aceea va fi veșnică, aici și dincolo, și nu mai de dincolo. Deci, mai iubirea de tipul acesta, ea se duce dincolo și rămâne. Și este, este extraordinară. Și se poate, este normală, este... dar trebuie să se, să se. bărbatul să se ducă la tipul de iubire al femeii care este de durată, de lungă, nu e imediat. Ei place să fie cucerită și să-l provoace da. pe el ea îl va iubi pe bărbat numai când l-a provocat. Deci numai când ei, lui se ridică trăstestorul, nu, atunci ei se ridică hormonii și atunci are dorință. Altfel, ea nu are dorință. Deci, lucrul ăsta nu trebuie făcut scop. Când accentul este pus pe jertfa de sine unul pentru celălalt, dăruirea de sine unul pentru atunci, și are loc acea împreunare însă a sufletelor, atunci Estazul acela nu mai important Că devine În prietenirea aceea, cucerirea aceea Devine cea mai importantă Și atunci extazul respectiv se, se mută în fiecare gest De zi cu zi Și atunci toată viața lor este O încântare, o bucurie și, a, și copiii vor crește bine Numai atunci vor crește bine Dar cu siguranță că oamenii Bărbatul va dori sex Femeia va căuta în altă parte și Dar copiii asta vor ajunge pe nicăieri. Pentru că, că se vin și cu programele din, din spate, Marius. Și Sim, care pentru programele asta informate. au văzut peste tot, filmele numai asta zic, și așa da. mai departe, și promovează. Ah. Și din cauza asta nu, nu va merge. Copilul va copii, De ce? Copilul va ajunge bine în viață când este iubire acolo, când este, este dragoste. Atunci vor, vor fi bine. Și dacă nu se întâmplă, nu este nicio problemă, că bărbatul celălalt i s-a dat ca să o corecteze pe ea, dar îi se poate da un alt bărbat, femeii, și de acolo în sus pe, îi dă pe nivelul ei. Dacă a redus din orgolii și din idol, pe nivelul ei de spiritualitate vine un bărbat care o, o duce mai sus. Și îi va face bine copiilor ei lucrul ăsta, sau copiilor lui. Pentru că se dezvoltă dragoste și sunt hrăniți. De-aia am zis că E, Copilul va fi bine dacă uh, bărbatul și femeia se vor iubi în, în, în dovezi. Adică când își vor aduce dovezi de dragoste și dovezile devin mai importante decât apropierea fizică. Deci apropierea uh, fericirea, estazul uh, care vine în urma uh, declanșării. Că energia nu se mai duce în jos atunci. În momentul în care ai multe dovezi de dragoste, energia se duce în sus. Nu se mai duce în jos, nu se mai pierde. Nu mai simți nevoia să, să o dai, dai în jos, o vei duce în sus, o duce în corp și atunci se une sufletele. Și a, acel extaz se duce în comportament. Când cei doi ajung la acest nivel, se va duce în comportamentul lor. Și fiecare gest al lor de împrietenire, de drag față de celălalt, de dragoste, de respect, de atenție, de grijă, de susținere, de apreciere, fiecare gest cât de mic, se transformă în extaz. Și atunci este o, este o dragoste frumoasă. Dragoste pe care cu care să hrăniți copiii. Copiii de obicei ajung pe nicăieri pentru că nu există dragoste. Nu este da, dezvoltată da, această energie și uh, părinții doar irosesc energia aceasta care ne-a fost dată pentru înălțare. Și se cătuiesc și pe copii. Da. Îi se cătuiesc și pe copii. Da. Îi se cătuiesc de vlagă, de energie. Îi se cătuiesc de, de vlagă, că da. ei încep să ia, ca să poată să facă sexul, ia de la copil, Energie da. pe, pe funda. Da. da. Respingerea pe care o are mama în față de bărbat uh, se va duce pe copil, respingerea respectivă. Și el va face. Sunt programe. Deci, da, comportamentul da. nostru să înțelegem clar că sunt programe. Cum ne comportăm noi, așa se va comporta și Chiar dacă nu-i spui nimic, chiar dacă nu te vede. Da. Deci, dacă da. femeia, spre exemplu, faceți sex fără atingere cu alți bărbați, așa vă faceți și copiii, la un anumit moment, cu siguranță. Adică, spre exemplu, le va, place, le va plăcea copiilor să, să facă flirt, să discute cu alți bărbați sau fete, băieți sau fete. Deci a, va fi suficient chestia asta, pentru că, spre exemplu, pentru femei este suficient. Face sexul acesta vertical și nu are nevoie să se căsătorească și să aibă responsabilități. S-a terminat. Și tot da. vine de la mamă. Și foarte frumos. Deci, copiii o să ajungă prost. Dacă părinții pun ca limită fixă, ultimul lucru, țintă, pun. Da. Plăcerea sexuală. Când au fixat plăcerea sexuală, copiii îi pui și copiilor plăcerea sexuală, înseamnă că vor căuta materia, vor fi atașați de materie, că e legat, e legi de materie. Când fixezi sexul, de ce? Acolo se dezvoltă energie foarte mare. Și impunerea, programului respectiv, se duce cu forță spre copil, cu forță, din, din părinți. Și îi fixează chestia asta. Și când i-a fixat plăcerea, atunci el va căuta materia, binele său, pe primul plan și îl duce în conflict cu Dumnezeu. Și apar nefericiri din față, neînțelegeri în familia lui, în care va fi, va lupte cu soția lui, pentru că el va vrea același lucru pe care mm. părinții l-au vrut. Știi? Și zice, deci nu și închipuie, pentru că sunt programe. El îi se va părea normal și că toată lumea asta zice, deci toată lumea, peste tot, toți colegii vorbesc despre asta și asta este optica oficială a societății, filmele și mai departe. Și el nu poate po să conceapă altceva decât să-și irosească, că ne-a învățat să irosim energia care ne-a fost dată pentru o înălțare ce nebunie. Deci totul e împotriva noastră, totul. Și supermarketul, și molul, și mașinile, și casele, și serviciul, totul, și banii. Banii sunt împotriva noastră, mașinile sunt împotriva noastră, molul la fel. Nimic nu e pentru noi. Totul ni se împotrivește. Pentru că în momentul în care noi punem plăcerile fizice pe primul plan, noi am pus pe diavol pe primul plan. Plăcerea bine, propriu ce înseamnă? Diavolul. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu are etichetă negativă. Tot da. ce nu-ți place ție este divin. <laughs> adică să, să refuzi. Atracția altor bărbați este Dumnezeu. Să știi clar că în momentul în care te vei duce spre și vei accepta flirtul cu alt bărbați și te vei simți bine, tu de fapt te-ai diabolizat acolo. Da, Se da, vede da. lucrul ăsta pentru că o femeie devine rea, devine răutoceasă, devine radicală, reacționează și ripostează brusc. Deci dacă ea ripostează brusc și apără, de deci... ce? Iar ripostează brusc pentru că apără o, o plăcere. Are acolo în spate situații, momente în care s-a simțit bine cu alt bărbați. Și aia o fixează. Și în momentul în care bărbatul îi zice, dar de ce ai făcut lucrul acesta, ea va riposta. Deci, de, de, ce, de ce te duci să discuți cu alt bărbat și nu știu ce și îi spune și ea va riposta. Pe păi ce? Este uh, normal că suntem trăim printre oameni. Nu e normal. Nu se poate că vei duce energie la la, la și după aceea te pune în minte și ai făcut un cordon energetic cu el. Tot timpul se va uita fix la tine, tot timpul te va dori și tu te vei simți bine că ești dorită, că ești apreciată, pentru că acasă nu ești la nivelul respectiv. Acasă, bărbatul de acasă vrea sex și atât, vrea plăcere și atât. cum, Nu sunt folosim. toate legate. Da, da. Și atunci copilul ajunge pe nicăieri, pentru că nu-i mai alimentat de dragoste. Deci, dragostea părinților înseamnă. Uh, succesul în viața al copilului sau cât de bine va fi în soarta lui de acolo vine, că trebuie să fie alimentat continuu, dacă cei doi pun ca, fixează plăcerea că și femeia, când se duce spre alți bărbați, fixează plăcerea face da. același lucru pe care îl face bărbatul bărbatul acasă face sex pentru plăcere femeia da. se duce să discute cu alți bărbați pentru plăcere, deci s-a încheiat problema, deci evită sacrificiul de sine au evitat relații de la început N-au căutat o relație, n-au căutat un om cu care să se schimbe, pentru că, de la început, au, pe exemplu, femeia a plăcut să discute cu mulți bărbați, de la, băieți, la început. Și făcând chestia asta, deja ea, de fapt, a pus flirtul pe primul plan, deci plăcerea pe primul plan, și se va da un bărbat care să o necăjească, ca să distrugă absolutismul acesta. Deci un bărbat care să nu aprecieze, că e normal să se întâmple asta, ca se distrugă dorința ei. Deci când bărbatul o dezamăgește pe femeie, în, prin atenție și așa mai departe, face lucrul ăsta că ea are uh, atenția pusă în afară. De da. aceea trebuie să o dezamăgească. Deci, tot ce se întâmplă este corect. Noi doar am decriptat și am descris niște lucruri. Nu e nevoie să supăre nimeni, sunt generale. Cine știe câte alte nuanțe mai sunt. Sunt multe nuanțe, da. Yeah. Și imediat dar să în... sară ego-ul și să zică, da, dar uite, în situația asta, ce fac eu? Nici nu nimic, ca discutăm. <laughs> și situația aia. Da. da. Bun. Mulțumim frumos! Da. Mulțumesc și eu, Marius! Mulțumim! Mulțumim! Da,